Conferinței se organizează, intimiul regulamentului de funcționare a Consiliului Științific și Specializație și de conferire a titlurilor științifice aprobat prin decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 38, din 10 octombrie 2018. Aveți obiecții, completări referitor la ordine de zi? Nu. Nu avem. Quorum deja avem și ofer cuvântul secretarului științific doamnei Cerla Traisa pentru prezentarea dosarului pretendentului. Mulțumesc, stimat domnul președinte, stimați referenți oficiali și membri ai seminarului ai Consiliului Științific. Lista materialelor depuse de pretendentul la titlul științific în Consiliul Științific Specializat este următoarea. Decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2 din 28 aprilie 2023, de formare a Consiliului Științific Specializat de 511-03-23-19, teza de doctor având foaie de titlu conform anexei 21, așa și rezumatul, respectiv având coperta conform anexei 22, hotărârea seminarului științific de profil din 15 septembrie 2022, la care se anexează copiile listei de prezență a membrilor seminarului, formularele evaluării tezei de doctor de către seminarul științific de profil și informațiile privind efectuarea modificărilor la teză, semnate respectiv de către președintele și secretarul științific al seminarului, lista lucrărilor științifice la tema tezei, menționăm că sunt 14 publicații la tema tezei, lista fiind semnată de autor și certificat de secretar științific al instituției. La fel, este prezentat suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat, avizul pozitiv al ședinței Unității Primare de Cercetare, în cadrul căreia a fost elaborată teza. Deci avem procesul verbal numărul 2 din 10 martie 2022. Mai este avizul conducătorului științific, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele științifice, deci din 26 mai 2023, adeverința de depunere a tezei de doctor, în fondul Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, în data de 26 mai 2023, și urmează a fi anexată aici adeverința de depunere a tezei în fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în termen de 5 zile. Menționez că dosarul este complet în conformitate cu cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Dacă cineva din membrii Consiliului Științific Specializat doriți să adresați întrebări privitor la dosar domnului Lecciev prezentat de doamna Cerlac? Întrebări nu. Și în cazul dat, procedem la următoarea etapă. Îi oferim domnului Ilicciv Maxim cuvânt pentru prezentarea conținutului tezei de doctor în psihologie, conform regulamentului, până la 20 minute. Vă rugăm! Vă mulțumesc, doamna președinte, mult stimați referenți oficiali, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați invitați, bună ziua, numele meu este Ilicciv Maxim și astăzi vin în fața dumneavoastră să prezint teza de doctor cu titlul Particularități ale inteligenței sociale din perspectiva studenților din perspectiva profilului profesional de personalitate. Argumentul de bază al actualității în cazul respectiv s-a referit la faptul că cercetările în prezent privind dezvoltarea abilităților sociale sunt foarte actuale, fiind strâns legate de problemele specifice, practice și cerințele învățământului modern, cauza fiind necesitatea pregătirii absolvenților instituțiilor superioare pentru viața și activitatea personală și profesională, în condiții economice noi, integralitatea studiului fenomenului formării profesional-personale, în condiții învățământului superior, ca sarcina acmeologică poate fi atinsă dacă această formare va fi percepută ca o formă de manifestare a autoorganizării interne, umane, ca integritate a sistemului psihologic. Realitatea socială devine din ce în ce mai complexă, numărul contactelor sociale este în permanentă creștere, oamenii se vor considerabil cu implicații majore asupra diverselor categorii a vieții, precum avansarea în carieră, dezvoltarea profesională și personală, care depinde nu numai de calitate și de profesionalism, dar și de capacități de a stabili relații sigure unii cu ceilalți, ceea ce capătă conotația unei calități personale relevante și necesare oricărei persoane care tinde spre o activitate profesională de succes publică.
Scopul cercetării, stabilirea particularităților dezvoltării inteligenței sociale din perspectiva profilului profesional de personalitate al studenților, elaborarea și implementarea programului psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți. Ipoteza, presupunem că profilul profesional de personalitate al studenților este determinat de particularitățile de dezvoltare a inteligenței sociale. Astfel, prin implementarea unui program psihologic de dezvoltare, poate fi dezvoltată inteligența socială la studenți. Obiectivele cercetării sunt trasate în felul următor. Determinarea reperilor teoretice privind conceptualizarea inteligenței sociale și a profilului profesional de personalizare, stabilirea nivelului de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți, stabilirea relațiilor dintre inteligența socială și profilul profesional de personalitate, elucidarea profilului profesional al personalității studenților și elaborarea, implementarea și validarea experimentală a programului psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți. Metodologia cercetării a inclus 4 metode statistice, metrice de măsurare a următoarelor componente. Conform chestionarului 16F după Cretul, testul de inteligență socială Ilford-O'Sullivan, anchetă pentru a evidenția dificultățile interacțiunilor studenților după modul Costova și indicatorii inteligenței sociale conform testului Ilford-O'Sullivan, stimul verbal, autorul din Kailova. Capitolul 1, linii generale, intitulat Repere teoretice prin inteligența socială și profilul profesional de personalitate a studenților. În cadrul acesta este realizat un scurt istoric al evoluției conceptului de inteligență socială. Sunt definite concepte de inteligență socială și personalitate. Se prezintă clasificarea tipurilor de inteligență, metodelor teoretice respective de inteligență sociale și ale abordărilor teoretice ale personalității. Sunt trecute în revistă cercetările științifico-practice realizate de specialiști în domeniu, cu referire la profilul profesional de personalitate. Tot în capitolul 1, cercetările destinate stabilirii rolului inteligenței sociale s-au concentrat asupra unor abilități, precum cunoaștere socială sau capacitatea de a deduce reguli, protocoale și norme, care ghidează comportamentul adecvat într-un context social dat, reducând identificarea interpersonală la genul acesta de inteligență, aplicat în interacțiunile. Caracteristicile inteligenței sociale și de personalitate la vârsta studenției se formează și se dezvoltă în cadrul procesului în care se formează primele planificări ale vieții, se determină gradul de conștientizare a activității sale, formarea abilităților de comunicare eficientă și stabilirea cercului de prieteni. Dezvoltarea intelectuală și formarea personalității la etapa dată devin un proces conștient. Eficiența activității sociale și profesionale depinde nu numai de ereditate, calificare sau profesionalism, dar și de particularitățile personale și de mediu, rezumându-se la capacitatea de a stabili relații sigure, puternice și constructive cu o mulțime de oameni. Inteligența socială capătă conotația unei calități personale și profesionale relevante și necesare oricărei persoane care tinde spre o activitate profesională și publică de succes. Definiția elaborată prezintă o valoare științifică importantă care vine să conceptualizeze inteligența socială și profilul profesional de personalitate în cercetarea noastră, unde inteligența socială, abordată din perspectiva valorificării domeniului de formare profesională, se referă la abilități specifice de interacțiune socială a specialiștilor formați sau aflați în procesul de formare, ce îndeplinește paralel rolul sursei și mijlocului de producere, ce se rezumă la formarea cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor dezirabile, ce valorifică potențialul său socio-profesional, adică în concordanță cu profilul profesional de personalitate. În momentul în care trecem la capitolul 2, observăm s-au fost formulate obiectivele cercetării de constatare, care au vizat stabilirea nivelului de dezvoltare a inteligenței sociale, stabilirea relațiilor dintre inteligența socială și profilul profesional de personalitate la studenți și elucidarea profilului profesional al personalității studenților. Deci, ipoteza experimentului de constatare, presupunem că profilul profesional de personalitate al studenților este determinat de particularitățile de dezvoltare a inteligenței sociale. În esență, putem distribuția pe nivelul rezultatelor, vizând capacitățile de particulare trebuie componente ale inteligenței sociale. Capacitatea, dacă este să analizăm fiecare parte, atunci ne referim la faptul că capacitatea de a anticipa consecințele comportamentului uman se referă la faptul că analiza răspunsurilor ne permite să constatăm majoritatea studenților, deosebit din primul an, nu realizează și nu sunt în stare să prezic consecințele diferitelor situații de comunicare. Totuși, răspunsurile unui student conțin de asemenea informații despre predispoziția subiectului spre reflexie, mai puțin de jumătate din respondenți au oferit răspunsuri care indică tendința de a se adresa SIE însuși și de a analiza efectele diferitelor situații de comunicare.
Capacitatea de a comunica logic și de a elimina simbolurile semnificative ale reacțiilor umane non-verbale, constatările noastre pot fi explicate prin faptul că analiza informațiilor obținute prin intermediul canalului vizual este cea mai ușoară cale perceptivă și se referă la procesarea semnalelor stereotipale și a celor generale acceptate. Capacitatea de a înțelege sensul reacțiilor verbale similare în funcție de context. Răspunsurile obținute ne indică faptul că informațiile verbale țin de importanță secundară în comparație cu informația obținută prin intermediul canalului vizual. Totuși, canalul verbal nu este cel mai principal. Totodată, formulările de propoziții indică faptul că, că sensul cuvintelor deseori este important, dar nu este în totalitate conștientizat și astfel devine neclar sau neînțeles. Și, în ultima, capacitatea de a înțelege logica evoluției situației și a sensului comportamentului oamenilor în aceste situații. Aproape jumătate din răspunsurile studenților indică o capacitate bine dezvoltată pentru a înțelege logica evenimentelor interpersonale și dorința de a înțelege aceste evenimente. În cercul său social sunt deseori foarte previzibile și pot fi prezinte evenimentele ce au loc. Totodată, doar o mică parte din respondenți au manifestat dorința de a reflecta și a analiza evenimentele care se întâmplă cu ei, majoritatea respondenților manifestând lipsa dorinței de a conștientiza acțiunile personale. În continuare, propunem să analizăm profilurile de personalități ai subiectelor celor trei facultăți. După testul aplicat 16PF, după CATL. Totodată, în baza testului test student, a fost efectuată o analiză comparativă a rezultatelor reprezentate în figura de mai sus. Conform acestei analize comparate, analiza datelor din tabelul 2.7 ne permite să constatăm diferențe statistic semnificative între studenții Facultății Drept și Administrație Publică și studenții Facultății Economie, Matematică și Informatică, la nivelul 2 factori de personalitate, care se referă la scala reținere expansivitate, factorul F, și scala conservatorilor de cal, factorul Q1. Astfel, studenții Facultății de Drept și Administrație Publică, comparativ cu cei de la Facultatea Economiei, Matematică, Informatică, sunt caracterizați prin pesimism, tendință spre îndrăcnicie, indiferență, o prudență excesivă și aroganță. Totodată, a fost efectuată compararea statistică a rezultatelor la testul 16PF între studenții Facultății de Drept și Administrație Publică și cei de la Facultatea de Filologie și Istorie. Și aici deja constatăm existența diferențelor în cazul mai multor scale și aici putem evidenția scala extrager kit rezervat, supunere dominare, reținere expansivitate, forța eului, duritate tandrețe, practic inventiv, direct ascuns, scala conservator radical și scala dependență de grup independență. Astfel, studenții Facultății de Administrație Publică și Drept, comparativ cu cei de la Filologie și Istorie, sunt caracterizați prin pesimism, tendința spre îndrăcnicie, indiferență, prudență excesivă și arogantă, nepăsare, rigiditate și exigență normele personale. Tot în aceeași ordine de idei a fost efectuată comparația rezultatelor la testul 16PF dintre studenții de Economie, Matematică și Informatică și cei de la Filologie și Istorie. Și aici constatăm de asemenea prezența unor diferențe în cazul scalelor, supunere dominare, reținere expansivitate, prudență îndrăzneală, duritate tantrițe, așa, direct ascuns, scala încrederii în sine anxietate, conservator radical, dependență de grup independență și autocontrol înalt și autocontrol scăzut. Astfel, studenții Facultății de Economie, Matematică și Informatică, comparativ cu cei de la Facultatea Filologiei și Istorie, sunt caracterizați pe pesimism, îndrăcnicie, aroganță, și prudență excesivă, impulsivitate, entuziasm, indiferență. În acest ordine de idei, în scopul definirii profilului profesional de personalitate, corespunzător nivelilor de inteligențe sociale demonstrate de studenți, am aplicat mărimea indiciului Cohen, care a permis elaborarea modelului explicativ al inteligenței sociale la studenți de perspectiva factorilor de personalitate. Și de aici putem constata că cu cât inteligența socială și componentele sale sunt mai dezvoltate, cu atât subiectelor le sunt caracteristice următoarele calități. Deschidere, căldură, afectuozitate, încurajare plăcut, primitori, tandri, amabili, etc. Corelația dintre nivelul înalt al inteligenței sociale și factorii de personalitate a studenților implicați în cercetare a fost demonstrată în cazul factorului B și I, unde m-am
putea spune că studenții celor trei facultăți sunt caracterizați drept persoane la care este reflectat un nivel intelectual ridicat. La rândul său este exprimat și evidențiat printr-un tip de gândire abstract, foarte dezvoltat, fiind capabil de a opera cu sisteme de simboluri. Și în această ordine de idei, noi am formulat acel model explicativ al profilului profesional de personalitate a studenților cu nivel înalt de dezvoltare a inteligenței sociale. Și de aici putem evidenția că scopul definirii profilului profesional de personalitate, corespunzător studenților cu nivel înalt de inteligență, putem evidenția următoarele calități. Un nivel intelectual ridicat, declarat printr-o gândire transcendentală dezvoltată, un nivel mediu de afectuozitate, exprimat printr-o stabilitate, comunicativitate și închidere, sprinteneală și lipsă de însuflețire, agerime și neîntoare. Paralel, a fost stabilită corelația dintre nivelul scăzut al inteligenței sociale și factorii de personalitate a studenților implicați în cercetare. Și aici observăm existența corelațiilor semnificative în cazul scalilor extravertit rezervat, instabilitate emoțională, stabilitate emoțională, supunere, dominare, reținere, extraversivitate, forța eu, duritate, tandreță și încredere în sine și anxietate. Studenților, în acest caz, cei de la Facultatea de Drept și Administrație Publică le sunt caracteristice, indiferența, nepăsare, entuziasm. La pol opus se regăsesc studenții de la Facultatea de Economie, Matematică și Informatică, care le sunt caracteristice prudența, gravitatea, seriozitatea, rezerva și introspecția. Și, în ultimul rând, ne referim la studenții de la Filologie și Istorie, care au demonstrat capacități de a menține echilibru în manifestarea trăsăturilor, factorului dat. Și în acest context, noi am elaborat și un model explicativ al profilului profesional de personalitate a studenților cu nivelul scăzut de dezvoltare a inteligenței sociale. Așa. Și aceste calități le puteți observa pe slide-ul respectiv. Evoluție tonico-afectivă ciclică, taciturnie, maturitate emoțională și celălalt. În final, etapa de constatare, a fost propus model integrativ al formării profilului profesional de personalitate din perspectiva inteligenței sociale. Analiza modelului integrativ al formării profilului profesional de personalitate din perspectiva inteligenței sociale ne permite să afirmăm că formarea profilului profesional de personalitate este un proces condiționat de nivelul dezvoltării inteligenței sociale ca mecanism determinat și regulator al impactului factorilor de personalitate, mediului socioprofesional și factorilor psihosociale asupra formării profesionale a specialistului în domeniu. În continuare, recurgem la prezentarea datelor experimentului formativ. Clasificarea comparativă a dificultăților de interacțiune. Deci, aici vedem demersul formativ privind dezvoltarea, care a indus un cention compus din 173 de persoane, unde acestea a fost supus eșantionării conform următoarelor criterii. Deci fac parte din grupul de vârstă între 19 și 24 de ani, deci fac studii de cadrul Universității de Stat Bogdan Ciprian de la U și compoziția de gen cu respectarea proporției în ambele eșantioane. 70% subiect de gen feminin și 30% din subiect de gen masculin. Grupul experimental a fost prezentat reprezentat de studenții anului 1 și anului 4, din cadrul facultăților susmenționate, compus din 87 de respondenți, dintre care 47 de băieți, 40 de băieți și 47 de fete. Ce au demonstrat un nivel scăzut al inteligenței sociale. Și grupul de control este compus din 86 de respondenți, ce au demonstrat un nivel scăzut al inteligenței sociale. Clasificarea comparativă a dificultății. Deci, pentru a fi condiționat procesul de elaborarea programului psihologic de dezvoltare. Pentru început ne-am propus să determinăm acele dificultăți cu care studenții se confruntă în procesul de formare, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Și aici putem vedea că cele mai frecvente dificultăți determinate de înțelegerile celorlalți au fost următoare. Viața de familie, viața personală, stabilirea contactului cu oamenii necunoscuți și a găsi asociații. În ultimul rând, interacțiunea cu mijloc de obținere a prosperității materiale. Diferențele statistice la nivelul inteligenței sociale și a componentelor sale la subiecții grupului experimental la etapa test-repet de perspectiva anului de studiu. La etapa de test, comparativ cu cea de test, subiecții grupului experimental din anul 1 de studii au demonstrat abilități relativ mai dezvoltate ale inteligenței sociale și componentelor sale din cadrul subtestelor 1, 2 și 4. Iar subiecții grupului experimental din anul 4 de studii au demonstrat abilități relativ mai dezvoltate ale inteligenței sociale și componentelor sale din cadrul subtestelor 1, 2 și 4. Totodată, constatăm că participarea studenților la unul din grupul experimental la programul psihologic de dezvoltare a inteligenței nu a contribuit considerabil asupra dezvoltării capacității de a înțelege
Logica evoluției situației și a sensului comportamentelor oamenilor, ceea ce este presupus în subtextul 3, așa. Și respectiv, considerăm că participarea studenților anului 4 din grupul experimental la programul psihologic de dezvoltare a inteligenței nu a contribuit considerabil asupra dezvoltării capacității de înțelegere în funcție de context a sensului reacțiilor verbale. Fapt explicat prin lipsa sau dificil interes pentru analiza interacțiunilor sociale similare. Diferențele statistice la nivelul inteligenței sociale și a componentelor sale la subiecții grupului experimental la etapa test-retest din perspectiva domeniului de formare profesională. Și aici, analiza datelor prezentate în tabel ne permite să afirmăm că la nivelul componentelor inteligenței sociale, diferențele statistice semnificative au fost demonstrate la studenții grupului experimental din cadrul Facultății Drept și Administrație Publică, doar în cazul subtestului 2, și la nivelul scorului general, la studenții Facultății Economie, Matematică și Informatică, dar în cazul scorului general, și la studenții Facultății de Filologie și Istorie, dar în cazul subtestului 3 și a nivelului scorului general. Repartizarea procentuală comparativă pe nivelul răspunsurilor grupului experimental la etape de test și retest, vizând capacitățile componentelor inteligenței sociale. Analiza preliminară a datelor de figură scoate în evidență prezența unor diferențe în răspunsurile grupului experimental la etapa test și retest, vizând capacitățile componentelor inteligenței sociale. Pentru a demonstra acest lucru, a fost aplicat testul Wilcoxon pentru a demonstra aceste diferențe și analiza datelor prezentate în tabel ne permite să afirmăm că au fost constatate diferențe statistic semnificative la etapa test-retest, la nivelul general al inteligenței sociale și a componentelor sale, demonstrate de subiecții grupului experimental. Analiza și compararea răspunsurilor oferite de grupul experimental înainte și după participarea la program confirmă faptul că au existat schimbări semnificative în atitudinea față de înțelegerea situațiilor sociale, evident, după cum am menționat anterior, interesul personal și acceptarea emoțională a programului psihologic de dezvoltare s-au reflectat în răspunsurile studenților din grup experimental. Pe de altă parte, constatăm că schimbările sunt cauzate de influența unor intervenții organizate și de atragerea atenției participanților asupra mijloacelor de obținere informații despre oameni și despre ei înșiși. Așa. Prezentăm concluziile generale, dintre care trasăm cele mai principale. Deci, conceptul de inteligență socială este definit în lucrare prin prisma reperilor teoretice, abordate sistemic, care fundamentează înțelegerea acestea din perspectiva profilului de personalitate. Și tot aici a fost propusă cea definiție elaborată de noi, pe care am menționat-o puțin mai înainte. A fost elaborat un model de evaluare psihologică a fenomenului care a stabilit nivelurile de dezvoltare a inteligenței sociale și a controlat factorii de personalitate care sunt determinați pentru profilul personal de personalitate. Metodologia prezentată creează condiții oportune pentru specialiști în domeniu în psihodiagnosticul inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate și a fost identificat profilul profesional de personalitate a studenților din perspectiva domeniilor generale de formare profesională raportat la nivelurile inteligenței sociale a subiectelor cercetați. Acest profil este conturat de corelație dintre inteligența socială și factorii de personalitate ale studenților implicați în cercetare, fiind determinat prin metode statistice valorificate. Așa. A fost elaborat, implementat și validat experimental programul psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți. Aplicarea programului psihologic de dezvoltare a favorizat creșterea nivelului general al inteligenței generale la studenți, studenții grupului experimental, cât și a rezultatelor manifestarea capacităților de anticipare a consecințelor comportamentului oamenilor, de comunicare logică și de delimitare a simbolurilor semnificative ale relațiilor non-verbale ale oamenilor. Rezultatul obținut este complementar procesul de acumulare naturală și regulată a experienței de viață în adolescență, sensibilă pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților sociale, cu dorința subiectelor de a înțelege și ce se întâmplă de a obține cunoștințe necesare pentru activitatea de succes a vieții în societate. Și au fost trasate câteva recomandări, ele sunt prezente în teză, deci principalele se axează pentru factori de decizie, au fost propus pentru instituția de învățământ superior și pentru directorii de program, noutatea și originalitatea științifică, studiul comparativ experimental al particularităților inteligenței sociale la studenți, din perspectivă profilului profesional de personalitate, luând în calcul genul, anul de studii și domeniile de formare profesională ca factori psihosociali cercetați.
Fundamentarea teoretică a componentelor de bază, ale conceptului de inteligență socială a studenților și manifestările specifice ale acestor componente, elaborarea unei definiții complexe a inteligenței sociale, identificarea diferențelor dintre nivelurile de inteligență socială a subiectelor, elaborarea modelului explicativ al profilului profesional de personalitate, elaborarea modelului explicativ al inteligenței sociale a studenților din perspectiva factorilor de personalitate, elaborarea modelului integrativ al formării profilului profesional de personalitate din perspectiva inteligenței sociale și elaborarea unui program psihologic de intervenție pentru dezvoltarea nivelului de inteligență socială a studenților. Sunt trasate și semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele obținute, care contribuie la soluționarea problemei științifice importante, se referă la stabilirea particularității la dezvoltarea inteligenței sociale a studenților din perspectivă de genul de studii, domenii de formare profesională, elaborarea modelilor explicative ale profilului profesional, de personalitate la studenți din perspectiva nivelului de dezvoltare a inteligenței sociale și implementarea și valorificarea experimentală a programului psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți cu diferite profiluri profesionale de personalitate. Totodată, vrem să demonstrăm faptul că cercetarea continuă și mai departe, deci implementarea rezultatelor științifice are loc și mai în continuare. Recent, lucrarea din anul respectiv este propusă spre publicare în revista Academiei Române. Și de aici constatăm că epuizarea subiectului nu are nici într-un călăs loc și urmează mai departe să recurgem la cercetarea conceptele într-un mod mai aprofundat. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Luați. A, dacă întrebări am să avem. Vă rog să adresați întrebări membrii Consiliului Științei, referiați oficial, iar domnul Șeștițchi. Stimată, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate vreau să îl fericit pe doctorant și respectiv pe doamna învățătoare științifică pentru faptul că a fost în stare să elaboreze un produs teatral, un produs intelectual care a făcut posibilă adunarea noastră. Mulțumită vouă s-a produs acest lucru. Vă mulțumesc. Acum vreau să vă provoc, stimate doamne, domnule doctorat, pretendent al înaltul calificativ de doctor în psihologie, și să vă întind niște capcane. O fac cu un interes special. Nu va fi mult, doar două capcane. Prima capcană, varianta unor întrebări. Denumirea lucrării. Particularități ale inteligenței sociale la studenți și așa mai departe. Cu alte cuvinte, prin denumirea lucrării dumneavoastră ne spuneți următorul lucru. Am de gând să vă vorbesc despre particularitățile unei construcții. Unei construcții psihosociale care se numește inteligența socială. Mă uit la scopul lucrării. Unde dumneavoastră puneți un cuvânt care vine a mea schimbă radical accentele. În scop, dumneavoastră scrieți stabilirea particularităților dezvoltării inteligenței sociale. Dezvoltarea inteligenței sociale reprezintă deja un proces. Așadar, prin denumire, spuneți că ne veți vorbi despre particularitățile construcției, prin scop, când ne veți prezenta particularitățile procesului de dezvoltare a acestei construcții. Prima mea întrebare este, chiar într-adevăr este unul și același lucru cu particularitățile construcției, care deja este, care nu dezvolt, care e formată, și particularitățile dezvoltării. Nu vă pare că există o deosebire? Sunt particularități în ambii cazuri, numai că într-un caz sunt particularitățile construcției, iar în alt caz sunt particularitățile unui proces sau unui fenomen, care vizează construcția, dar oricum. Da. Este același lucru în viziunea dumneavoastră? Deci, în linie generală, ar putea spune că ne referim la cele particularități care ar permite dezvoltarea acestei construcții. Și atunci ele țin de a fi implicate în acest proces, fără doar și poate. Fără de ele nu este posibil la ține cont de. Și cumva a fi posibil realizat procesul în cauză. Și atunci eu spun că ele sunt într-o legătură, interdependență. Nu vă pare că era mai bine ca denumirea lucrării să dați totuși proiecția procesului ca cititorul, dar o să aveți cititorii, pentru că lucrarea e mișteantă, interesantă, interactivă, multă lume va zbura spre această lucrare și atunci ei vor fi de această deosebire care poate fi esențială. În lucrare vorbiți despre particularitățile unui proces, în denumire apar particularitățile unei construcții, care este deja dezvoltată. La un rezultat. Nu, este un proces de clarificare a acestei esențe și noi urmează să facem această... Da. Trebuie neapărat să aveți un răspuns pentru toți oponenții. Trebuie să vă aveți o conferință de presă. Lumea vine, vă adresează întrebări. Și atunci, în momentul ăsta, va trebui să demonstrați că, de fapt, nu este nicio disonanță între denumirea lucrării și conținutul ei. Acum, o întrebare. Cum înțelegeți dumneavoastră originalitatea?
cum puteți defini originalitatea? Definiția dumneavoastră, nu neapărat să faci trimite la anumite surse. Ce înseamnă originalitate, viziunea dumneavoastră? Ceva ce nu a fost prezent până la momentul respectiv, o abordare neobișnuită, nouă, poate cu implementarea subiectelor noi? Foarte frumos. Foarte frumos. Originalitatea indică la maniera în care eu am realizat scopul și această manieră este în totalitate nouă, neobișnuită. Record. Dar de ce lucrul ăsta nu l-ați făcut în pagina numărul 7, unde trebuia să vorbiți nu doar despre noutatea lucrării, dar și despre originalitate. De ce nu v-ați asumat curajul să spuneți că lucrarea mea este nu doar cu noutate, dar și vine cu o manieră absolut inedită de a interpreta lucrurile? Când vinea mea, mă rog, aveți originalitate, dar nu ați descris-o, ea lipsește. Nu e această modestie periculoasă. Originalitatea a fost toată linie generală de evaluare acelor modele explicative pe care le-am și prezentat în esență. Și probabil, în viziunea mea, originalitatea constă în faptul că ați identificat niște particularități dintr-o perspectivă de obișnuită. Nimic nu l-a gândit, mai ales această manieră. Iată, aici e originalitatea. Deja mai departe, maniera a condus la apariția unor construcții care constituie esența unor noutăți. Adică, asta ar fi o întrebare bună. De unde această modestie? De ce, dacă ați fost obligat să vorbiți și despre originalitate, n-ați vorbit despre maniera care, sigur, toată lumea a constatat-o, e foarte, foarte interesant pe noi, dar deloc nu scrieți despre ea. Fiți pregătiți pentru acest lucru, fiindcă, și aici închei, lucrarea de azi, când vom vota cumva, am niște intuiții foarte bune, nu o să vă mai aparțină dumneavoastră. Ea devine un bun al întregii societăți. Ceea ce înseamnă că multă lume va veni, va citi, o va analiza -o și evident o vor adresa întrebări, prin mass media sau în alt fel. Să aveți răspunsul pregătit. Stimată doamnă președinte, nu mai am întrebări. Vă mulțumim. David, ne aparată și doctoratul. El deja a spus, cercetare și încă urmează. Și el și acum face tot care... Ai finisat o parte, da? Și dezvoltă mai departe. Vă mulțumim. Vă rugăm, întrebări. Da, doamna Gonța? Am și două întrebări și jumătate. Una este despre omogenitatea reprezentării studenților din Libotrol și cel experimental. Cum ați asigurat-o? Deci, noi am asigurat-o la nivel de vârstă, la nivel de formare în cadrul facultăților și a specialităților care fac studii acești studenți. Problema a fost la nivel de gen. Dar este o problemă generală la nivel de formare profesională, nu ține de noi, pentru că n-am putut lua în calcul că să fie 50 la 50. Ori erau prea puțini băieți, ori erau prea puțini fete și cumva, în dependență de specialitate, astfel am ales să fie număr egal. În cazul în care, la nivelul de gen, am fost obligat să lăsăm acest procentaj de 70 de un gen, 70 de ceva. Da, și statistica a fost făcută această demonstrație. Și statistica ați demonstrat omogenitate. Acum, a doua întrebare care are încă o jumătate. Deci, ați obținut cumva modificări în profilul profesional de personalitate în urma intervenției dumneavoastră? Dacă e să vorbim la nivel de profilul profesional de personalitate și personalitate ca și construct, cred că este puțin posibil să fie făcut modificări radicale în acest context. Cel mai mult este că aceste constructe care se referă la inteligență fac parte doar din unele din acele multe elemente care constituie acea personalitate. Și atunci nu pretindem că am dezvoltat în totalitate. Dar am creat condiții și au fost create, m-a apărut precondiții ca studenții să demonstreze că, uite, a avut loc o schimbare, că la nivel de personalitate încerc să văd lucrurile puțin altfel, încerc să pun întrebări de oare de ce așa și de ce nu altfel. Și atunci asta este momentul important care l-am și demonstrat că au avut loc acele modificări a rezultatelor în urma aplicării testul de inteligență socială, după ce a fost aplicat programul. Numai în testul de inteligență socială, da. În profilul profesional de personalitate. Nu. Și atunci, a doua jumătate de întrebare se referă la ipoteza dumneavoastră. La ipoteza de fond, prin care ne asigurați că profilul profesional de personalitate este determinat de inteligența socială. Mm-hmm.
cum puteți să-i convingeți că prin inteligența socială este determinat profilul profesional de personalitate și ați dobândit rezultatul ăsta? Demonstrăm prin faptul că inteligența socială reprezintă un factor, unul din componentele personalității. Și deoarece vorbim de profilul profesional de personalitate, a fi inteligent social în domeniul profesional este o primordialitate de bază. Nu putem să vorbim de a fi un domeniu, mai ales profesionist în domeniul social, dacă nu suntem apti să înțelegem ceilalți, să ne facem înțeleși, să încercăm să vedem cum ne impunem, cum încercăm să obținem niște rezultate de la persoanele respective în plan social. Și atât de aici rezultă faptul că prin intermediul acestei inteligențe sociale noi puteam modifica și am modificat această influențat acest profil profesional de personalitate. Trebuie să spunem că în timp se va modifica. Urgentitatea intervenției doamnei Gonsa a constat în acel și jumătate. Și jumătate. Fiindcă dacă erau doar două întrebări, ca de obicei profund, interesante, nu erau urgentitate, că tot două întrebări, dar și jumătate, asta a fost o noutate. În contextul întrebării mele. Mersi, dacă avem întrebări, vă rugăm. Da, vă rugăm. Doamna Glavan. Da, președinte, stimate doctorand, ați venit în fața comisiei, să zicem așa, cu informații relevante și complexe. Clar că ați elaborat o teză originală, dar oricum asta nu vă scutește din niște întrebări. Și aș vrea să vă adresez numai două întrebări. Una din ele ar fi, ați elaborat o lucrare originală. Spuneți-mi, vă rog, ce perspective noi deschide această cercetare? Și a doua întrebare ar fi așa mai pământească, mai practică. Spuneți-vă, rog, noastră personal, cum vă imaginați formarea profesională a studenților în domeniul inteligenței sociale? Cum vă imaginați? Așa, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, referindu-mi la faptul cum îmi imaginez dezvoltarea. Deci, noi am venit și cu anumite propuneri, recomandări pentru. În primul rând am putea să ne referim la implementarea de strategii educaționale, elaborarea de strategii educaționale, implementarea cursurilor speciale în cadrul celor deja existente unde se va modifica inteligența socială și implicarea cadrelor didactice în proces de formare profesională continuă a acestor elemente de inteligență socială. Cred că seminariile tematice și ceea ce am reușit și noi să facem. Încerc să mă laud pentru că cercetarea a fost realizată în cadrul Centrului de Sănătate Psihologică, pe care îl avem la nivelul unei instituții de învățământ superior, care a câștigat în baza unui proiect. Și în cadrul acestuia, un grup entuziast de studenți împreună cu doamna Tiunic și eu în persoană, am realizat această cercetare, am elaborat acest program, am încercat să îi implicăm în dezvoltarea acestor abilități, aceste inteligențe sociale. Ceea ce cu siguranță a adus contribuții la dezvoltarea lor personală și profesională. Mulțumesc, ați convins. Deci, vreți să spuneți că acesta este un domeniu care mereu trebuie menținut în tonus. Fără doar și poate. Vă mulțumesc. Și mulțumesc. Așa, și prima întrebare, de perspectivele. Deci, eu cred că nici într-un caz n-am epuizat exhaustiv subiectul și atunci putem vorbi despre cercetarea inteligenței sociale din perspective de vârstă, etape, cicluri de viață, cicluri educaționale. Din perspectiva mea personală, eu, de exemplu, aș continua mai departe cercetarea în domeniul personalității profesionale, care este în contextul a ceea ce am cercetat și unde, desigur, inteligența socială va ocupa un loc de front, în linii generale. Și eu vă mulțumesc. Da, vă mulțumim. Da, vă rugăm, doamnă Barbara. Adresați-mă. Da. Spuneți-ne, întrebarea se referă la implementarea rezultatelor noi cunoaștem din conținutul tezei și a rezumatului că aceste rezultate au fost implementate la studenții la specialitățile pedagogiei de la medicină specială și respectiv. Da. Da. Aceste rezultate, inclusiv programul de formare, poate fi recomandat și altor specialități, profiluri profesionale decât studenții pedagogi? Așa și-au fost, de fapt nu au fost doar studenții pedagogi.
Noi am încercat să luăm în ansamblu specialitățile care sunt prezente. Și acolo sunt prezente specialități tehnice, ingineriești, economice, drept și așa mai departe. Și nici nu se discută faptul că acestea pot și ar trebui să fie aplicate, de exemplu, în domeniul liderii în carieră a studenților. Chiar și selecția celor care vor să devină specialiști într-un domeniu, cred că ar fi la etapa de început perfect aplicarea acestuia. Ca pe studentul, viitorul student, viitorul profesionist să cunoască, merită, eu știu, eu pot, am aptitudini. În general, aș putea să fac față sau nu. Și iată, în linii generale, cam la nivel de. Din acest răspuns, a doua întrebare. Iată, dintre valorile inteligenței sociale, care le-ați menționat în studiul INTIN, care, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt cele care se referă la orice profil de profesional? Sau la cele în afara studenților pedagogici? Mă refer doar la valori. Care le-ați menționat în experimentul? Valori, vă referiți la componentele din inteligență sociale? Care din acestea? Prima și cea mai importantă este valoarea în comunicării, pentru că este ea cea cu care toate se percep, se înțeleg, se fac transmise și de modul în care codificăm, deci decât la faptul că comunicarea este sursa rezolvării de conflicte și a neînțelegerilor, tot ea este și cauza în anumite contexte și atunci eu cred că asta este una din cele mai. Dar nu negăm și importanța celorlalți, pentru că ele, în primul rând, nu zădară acest propus, în al doilea rând, merg într-o colaborare. Nu putem vorbi de interpretarea, de exemplu, a unui mesaj verbal fără a lua în calcul cel non-verbal și a lua în calcul contextul în care a avut loc acesta, pentru că de fiecare dată toate acestea într-un ansamblu ar permite o înțelegere mai aprofundată a situației. Dacă una din ele este scapată, ceea ce am demonstrat și în cercetare, când studenții, de exemplu, una din aceste capacități să ne atrag atenție, ar putea să fie studenți buni, cu note foarte înalte, dar la practică, de exemplu, să aibă probleme. În a prezenta, în comunicare, să comunica, să aibă probleme. În a soluționa anumite probleme, conflicte, să aibă probleme. Și atunci acesta, cumva, denotă faptul că toate ele, în linie generală, ar fi important să fie dezvoltate. Dar canalul principal, asta, de multe și probleme. Vă mulțumesc. Da. Dar e și mai de ordin conceptual, maxim o întrebare. Deci, cumva, la nivelul simțului comun, dar aș zice că și la nivel, și în context academic, s-a încetățenit termenul de inteligență emoțională. Deci toată lumea vorbește de inteligență emoțională peste tot, de nevoie de a dezvolta niște abilități de inteligență emoțională. Deci, dumneavoastră, vedeți aceste două concepte ca fiind diferite, vedeți niște similitudini, niște diferențe între ele și care ar fi acestea și, eventual, în ce context ați recomanda utilizarea unui concept și acelui. Încă, deseori sunt utilizate ca și sinonim. Și asta era întrebarea. Dacă pot fi și în ce situații? Eu le-aș vedea într-adevăr complementare, pentru că și cercetările actuale demonstrează acest lucru, negând la faptul că mai întâi au apărut unul și acum a apărut în vigoare și celălalt și eu observ că crește un interes față de inteligență socială, apar cercetări. Este doamna Platoninga care a publicat o cercetare, urmează acum să apară, înțeles că și la nivelul de ciclului primar este o lucrare. De ce le-aș vedea complementare și în ce contexte? Deci, cred că când vorbim de inteligență emoțională, nu pot să știu ceva despre ceea ce nu mai aparțin. Și atunci, eu cred că ar fi mai degrabă componenta personală la nivel de inteligență emoțională. Și cea socială vorbește de la sine. Nu putem vorbi de inteligență socială absența societății, absența celuilalt. Chiar dacă vorbesc și de unele cazuri când comune cu un singur cu mine, că tot este o interacțiune. Dar, în asemenea cazuri, de obicei, nu putem vorbi de o inteligență socială vastă, amplă, bogată, dezvoltată, pentru că ține și de acel mediu care are loc și de acele condiții în care se manifestă și ceea ce solicită pe de altă parte, din partea mea, să fac față, să prezint, să pot să demonstrez anumite lucruri pentru care să fiu apreciat, pentru care să să pot ocupa un loc sub soare. De ce nu? Mare aspectul definitoriu ar fi cam asta. Deci, într-un caz vorbim despre emoții și modul în care le citim, le decodificăm, da, le înțelegem
Și în alt caz este vorba despre relații și interacțiuni sociale, da, care ar include și... Și fără, dar așa zis că ele sunt niciunul într-un caz inseparabile și cercetările demonstrează că de multe ori s-au făcut confuze și s-au complementat și au avut și păreri mai puțin științifice, dar în linii generale, eu, de exemplu, aș vedea în felul următor și vă mulțumesc că ați plăcut. Da, vă mulțumesc. Și vă răspuns. Dacă nu aveți nimic împotrivă, trecem la următoare. Da, da. Poftim, domnul Măcar. Profesorii, carme instrumente de dezvoltare a societății profesorilor. În discuție m-a provocat o întrebare. Inteligența socială, ați menționat că cea mai importantă valoare e comunicarea. Odată cu pandemia, s-au schimbat canalele de comunicare. Pentru mine, ca nespecialist, social, este în primul rând vorbește la om. Considerați cum afectează cumva inteligența socială asupra studenților, deoarece ei au trecut într-o altă perspectivă, într-un alt mediu. Asta este pandemia, dacă a afectat, dacă cumva contribuie și din perspectiva cercetărilor noastre, cum ar trebui să fie pregătiți și instrumentar să avem noi pregătit pentru a face provocare unui alt canal de comunicare care se numește inteligența artificială. Vă mulțumesc pentru întrebare. Dacă ar fi să mă refer la părerea personală, eu văd această etapă nouă de dezvoltare, exact cea de la care au început oamenii primitivi, cu acele desene pe care le făceau pe ele. Pentru că acum suntem la etapa respectivă, după cum văd eu, mai ales după. Pentru că comunicarea s-a transformat în a transmite imagini, emoji, ok, like, etc. Până ce suntem prizonieri acestea, după părerea mea. Dar sunt optimist și sunt sigur că pasul spre o colaborare cu inteligența artificială ar fi acea soluție și ea nu numai că este o potențială, dar ea neapărat va avea loc, pentru că în acest context noi și demonstrăm faptul că suntem cei mai dezvoltați, că faptul că ajungem și am putea avea și un potențial mai dezvoltat în contextul respectiv. Că nu există instrumentariu, că suntem până ce prizonieri, că suntem independență, nici nu se discută, dar este o etapă necesară, fără de care nu este posibilă conștientizarea acelor probleme, conștientizarea ce urmează a fi făcut, schimbat, modificat. Și, de ce nu, ca să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în acest context. Nu pot să spun că, mulțumită pandemiei, procesul a început puțin mai devreme, după mine. Dar asta a fost apogeu. Și atunci, nu pot să, putem să spunem că, mulțumită, cred că. Și o întrebare ca în calitate de părinte. Da. Să ne pregătim pentru a avea o imunitate, pregătire în inteligențe sociale, care se integrează în oriunde. Cine îți recomanda nou părinților? Ca să dezvoltați inteligența socială? Da. Abraham Maslow spunea că cel mai bun exemplu este comportamentul personal, pentru că, nu Maslow, Bandura, mă scuzați. Bandura, da. Pentru că e exemplu personal și asta este unul în principiu a pedagogiei. Chiar dacă noi avem, iată, în tema respectivă abordat studenții, eu n-aș nega importanța și a celor care ghidează, care învață. Și, prin de altă parte, e același lucru. Pentru că dacă ne uităm la prevederile strategiei 2030, acolo sunt trasate obiective care presupun că trebuie să existe o colaborare dintre societate și acordarea familiei a unui statut de educator primordial, care de aici se pornește. Pentru că educația de 7 ani de casă astăzi nu mai vorbim. Dar pentru a fi dezvoltate, comunicarea, prezența permanentă, implicarea în nu lăsarea copilului în a fi prezent permanent în gadgeturi, prin exemplu personal pe de altă parte, pentru că este un moviton. A sta în telefon, prezent ocupat și de aici se spui că copilul stă prea mult. Eu, împreună cu, să ne întrebăm cât de mult timp alocăm copilului nostru în a comunica, în a fi prezent. Și cât de ușor ne este să-i oferim acel telefon. Și de aici să știu foarte precis că atâta timp cât taci, înseamnă că este ocupat acolo. Prezență calitate. Vă mulțumesc foarte mult. Ceea ce am întrebările tarte este, de fapt, o direcție de cercetare în viitor, care vă recomand chiar să... Să vă mulțumesc. Luați replica respectivă. Mulțumesc. Da. Încă o dată întreb. Avem întrebări? Suficient.
Da. Atunci, trecem la etapa următoare. Cuvântul se oferă secretarul științific pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în notă informativă a NACER, în avizile altor centri științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă mulțumesc! Deci, teza de doctor în psihologie, particularitățile ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate a fost analizată în cadrul seminarului științific de profil 511.03 Psihologie Socială în data de 15 septembrie 2022, propunându-se următoarele sugestii. De redactat titlul tezei, având în vedere reformularea ulterioară a problemei scopului noutății științifice și valorii teoretice, de a refuza operarea cu sintagma rolul profesional, care trebuie scoasă din denumire pentru că se operează mai mult cu profil profesional de personalitate, de oferit o viziune pe ansamblu, formulând un concept sau o noțiune pe lângă definiții care urmează să apară mai departe cu referire la profil profesional de personalitate, de reformulat ipoteza cercetării prin implicarea conceptului de profil profesional de personalitate, transformându-l în variabilă independentă, de uniformizat grupul experimental și de control după variabilă gen, de divizat și concretizat concluziile generale, de aplicat testul test-student pentru a arăta semnificația diferenței dintre medii și nu dintre nivelele obținute de studenți, de demonstrat importanța temei cercetate, de elaborat un model teoretic integrativ al studiilor teoretice și empirice cu referire la conceptul de inteligență socială, de a găsi și descrie relația inteligenței sociale cu alte concepte corelate, cum ar fi manipularea, competențe sociale, inteligență emoțională și altele, de respectat cerințele de tehnoredactare a textului tezei în conformitate cu cerințele ANACER și de redactat stilistic noutatea și originalitatea cercetării și lucrarea în general. Menționăm aici că decizia seminarului științific de profil 511.03 Psihologie Socială este teza de doctor, particularitățile inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului de personalitate, rolul profesional, elaborată de Maxim Elecciev la specialitatea 511.03 Psihologie Socială, se recomandă spre susținere în Consiliul Științific Specializat. Așa. În continuare voi prezenta obiecțiile și sugestiile expuse în nota informativă a ANACER din 13 nota informativă a ANACER. Așa. Din 28 aprilie 2023. Acestea sunt următoarele. Se recomandă ca tabelele voluminoase să fie transferate în anexe și sunt oferite exemple de astfel de tabele. A fi indicate referințele bibliografice la toate tabelele și figurile din teză, de redactat concluziile generale și recomandările în conformitate cu cerințele ghidului de redactare a tezei de doctor, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere a ANACER din 18 decembrie 2018, de indicat numărul paginii la citările exacte din lucrare și lucrarea necesită redactare gramaticală și stilistică, îndeosebi în introducerea numerotărilor și marcărilor, când se utilizează după punct și virgulă majuscule și altele. Candidatul, menționăm că candidatul a prezentat un răspuns în formă de tabelă nota informativă în care se indică obiecțiile formulate și modificările operate cu indicarea paginilor respective. La fel avem prezente și avize ale diferitor personalități în domeniu. Și vorbim aici avizele oferite de către doamna Puzur Elena, Centrul de Formare Continuă și Leadership Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, doamna Axentie Ioana, doctor în pedagogie Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu, HDU din Cahul. Din aceeași instituție au parvenit avizele doamnei Vrabie Silvia, doctor în psihologie, și a doamnei Mihailescu Natalia, doctor în științe ale educației. Și avem avizele doamnei Viorica Șaitan, doctor în psihologie, și doamnei Toma Natalia, doctor în psihologie, conferențiar universitar.
din cadrul Departamentului de Psihologie a Universității de Stat din Moldova. Menționăm aici toate aviziile la rezumatul tezei de doctor în psihologie sunt pozitive. Ofer cuvântul doctorantului la titlu științific pentru își expune părere pe marginea aviziilor. Vă mulțumesc tuturor celor care au depus efort considerabil, demonstrând acel profesionalism înalt în a prezenta aceste avize, pentru că sunt rezultatul unui munci asidui, sunt ferm convins. Și neapărat voi ține cont de acestea în următoarele realizări de cercetare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Cuvântul nostru se oferă conducătorului științific, doamna Paladia Axana, doctor habilitat în ființa administrat, pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale ale pretendentului. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, vin cu mulțumiri pentru analiza profundă a acestei lucrări, vin cu mulțumiri și pentru experții care au analizat această teză de doctor la subiectul particularitățile inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate în etapa unității primare, în etapa seminarului științific de profil. Vreau să menționez că această lucrare este un omagiu profesorului Nicolae Bucun, regretatului nostru mentor, doctor habilitat, profesor universitar, și evidențiez faptul că această lucrare a fost începută cu profesorul Nicolae Bucun, respectiv fiind susținută și în etapa unității primare în 2019 împreună cu mentorul nostru, după care din 2020 am preluat coordonarea acestei teze. Subliniez faptul că l-am cunoscut pe Maxim Ilicev încă atunci când a venit la studii doctorale în cadrul Institutului de Științe ale Educației, la sectorul psihologie, fiind prezentate rapoartele anuale și voi remarca și astăzi acea sindagmă pe care domnul Bucun o zicea, să știi că băiatul ăsta are un potențial foarte bun și este un băiat foarte bun, mărinimos și va ajunge să finalizeze această lucrare. Dacă e să vorbesc despre calitățile personale și profesionale ale lui Maxim Ilicev, subliniez faptul că este o personalitate responsabilă, este o personalitate cu nivel înalt de inteligență socială, inteligență cognitivă, inteligență emoțională. Remarc faptul că denotă hotărâre în luarea deciziilor, denotă profesionalism, este de mulți ani în calitate de cadru didactic la Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul, fiind o perioadă și în calitate de decan, ceea ce denotă faptul că posedă abilitățile de un bun administrator, da? O persoană care și-a manifestat acele abilități de a coordona cu o echipă de profesioniști în domeniul educațional. Fac o remarcă și asupra faptului că denotă doctorandul și în alte competențe științifice și pe parcursul acestei susțineri a avut o cale nu tocmai ușoară, pot zice destul de anevoioasă, fiind prima susținere în 2019, a început perioada COVID și, cu părere de rău, nu s-a încadrat în acei 2 ani conform cerințelor ANACEC. A fost nevoie să se repete etapa unității primare de susținere a tezei în cadrul sectorului psihologie, ceea ce am făcut deja după anii 2020, după ce cumva au fost clare cerințele ANACEC.
Și de aceea zic că a manifestat, așa cum zicea domnul Șleptițchi de fiecare dată, spirit de luptător în a demonstra lumii întregi că este un bun cercetător și poate ajunge la finalitatea, la finalizarea acestei cercetări începute, precum am zis, încă din 2011-2012. Evident că mi-a fost foarte plăcut să conlucrez cu doctorandul Iric Maxim, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, la fiecare discuții, analiza profund acele sugestii care erau făcute, după care venea cu idei în scopul modificării, respectiv am ajuns la această variantă a tezii să fie prezentată comunității științifice. Vă mulțumim și sperăm că atunci când va fi pus și acel punct pentru următoarea monografie, se vor regăsi și sugestiile care au fost evidențiate azi prin întrebările membrilor Consiliului Științific Specializat. Și urez mult succes! Mulțumesc! Vă mulțumim! Și trecem la următoare etapă, oferind referenți recenzenților oficiali pentru prezentarea vizilor. Poftim domnul Șerciții, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că am impresionat intervenția doamnei conducătoare științifice sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul pronunței numelui pretendentului la înaltul calificativ de doctor în psihologie. Totuși, Ilicciu sau Ilicciu? Ilicciu. Așa este. Oricum, în limba rusă, cel iertare, în momentul când îl scriu, se pronunță și se citește într-un fel și este mult mai ușor, pentru că este un nume... Eu, adică, m-am protejat. Trebuie să fiu sigur corect da, și aici este problemă. Numele omului care, împreună cu încălătoare științifică, au creat un produs intelectual care a adunat atâta nume bun în această sală. Așadar, subsemnatul eu, mă prezint pe scurt, examinând lucrarea în cauză, în calitate de referent oficial, am ajuns la o serie de constatări și concluzii cu referire la esența, conținutul, valoarea teoretică și importanța practică acestea, constatări și concluzii cu care le voi prezenta în cele ce urmează. Din capul locului voi menționa că lucrarea pe care am în vedere și pe care am examinat-o cu atenție constituie expresia unei indubitabile impulsionări de factorul epistemică, a unei stimulații care oferă posibilitatea examinării inteligenței sociale a studenților din perspectiva profilului profesional de personalitate al acestora. Mai departe, eu vorbesc despre faptul că ea consumă perfect cu imperativele timpului, vorbesc despre actualitatea incontestabilă a acestei lucrări, vorbesc despre faptul că doctorandul a prins această nuanță și o exploatează în lucrarea sa. Cu luare în considerare acestui fapt, spun eu în continuare, putem afirma că lucrarea în cauză consumă perfect cu imperativele timpului, esențialmente prin energiile pe care le conține și pe care le degajă, ea poartă însemnele unei piste epistemologice susceptibile să transforme profilul profesional de personalitate într-un factor de edificare a inteligenței sociale în mediul studențesc. Meritul neîndoios al prezentei lucrări constă, pe de o parte, în stabilirea particularităților procesului de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate al acestora și, de altă parte, în elaborarea și implementarea programului psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți, a unui program centrat pe liniile directoare ale profilului profesional de personalitate al acestora. În fond, spun eu, lucrarea avută în vedere reprezintă o construcție epistemică consistentă și suficient de bine racordată la noțiunile, concepțiile și modelele interpretative existente în domeniu. Ea debutează cu o introducere, mai departe descrie structura lucrării, descrie atitudinea face această structură, consider că ea a fost gândită și pusă în practică de o manieră adecvată, ceea ce a dat consistență lucrării, cum am spus. Mai apoi trec la partea concluzivă a lucrării, vorbind despre faptul că autorul, mergând pe obiective, respectând scopul, în intenția de a rezolva problema, arată la ce a ajuns și consider că informațiile pe care le-a prezentat în partea concluzivă a lucrării sunt suficiente
pentru a mă face motivat să consider că disertația realizată de domnul Maxim Lichciu dispune de o incontestabilă identitate epistemologică. În fond, prin mijlocirea ei, s-au produs două deschideri extrem de importante. Îmbogățirea științei psihologice pe filiera psihosociologică cu date care vizează particularitățile procesului dezvoltarea inteligenței sociale la studenți, din perspectiva profilului profesional de personalitate al acestora și, totodată, elaborarea și implementarea unui program original de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți, a unui program centrat pe liniile directoare ale profilului profesional de personalitate al acestora. Având certitudinea că disertația supusă dezbaterii marchează o nouă etapă în dezvoltarea aspectelor referitoare la dezvoltarea inteligenței sociale în condițiile mediului studențesc, mă văd obligat, în același timp, să constat că pe anumite segmente ale acestea, abordările și luările de atitudine nu sunt suficient de convingătoare. Observațiile și sugestiile care se impun cu această ocazie se rezumă la următoare. Felul în care este formulată actualitatea temei, atrag atenția asupra acestui cuvânt, actualitatea temei, care, precum știm, arată felul următor. Particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate. Actualitatea temei, nu a domeniului, nu a conceptului de inteligență socială. Actualitatea temei de cercetare denotă lipsă de coerență și soliditate. Care este ideea centrală, fiindcă am scris multe lucruri aici? În fond, autorul vine cu un punct de vedere particular pe care îl salut, care este foarte corect și care indică la faptul că tema consumă cu imperativele timpului, numai că el se referă în general la lucruri care vizează inteligența socială, care vizează mediul studențesc, care vizează importanța pregătirii viitorilor specialiști pentru a comunica cu lumea, pentru a comunica cu societatea, pentru a comunica cu propria lor persoană. Totodată atrag atenția că a scăpat tema, fiindcă trebuia să spunem, să găsim locuri în tot felul de documente, tot felul de volume academice, tot felul de monografii care sunt individuale sau curriculum, tot felul de articole, unde lumea se apropie cel puțin de această temă, făcând o aluzie, da, este important să dezvoltăm inteligența socială, fără de care studentul nu va fi niciodată un profesionist de excepții, dar lucrurile este trebuie făcute cumva în mod special. Și acolo se apară cumva profilul acesta de personalitate. Iată, lucrurile astea trebuiau făcute fiindcă ne obligă regulile de joc, ne obligă în acel să vorbim despre actualitatea temei. Și vreau să spun că în felul ăsta apare o mare problemă. Trebuie să muncim foarte mult pentru a săpa în zeci, în sute de documente, utilizând metoda documentară sub toate aspectele ei, pentru a spune că cineva cumva face această aluzie. Cred că dacă ar fi mers pe această pistă, neapărat ar fi dat de niște documente care vin dinspre sectorul public sau sectorul asociativ, ar fi ajuns la niște constatări care se regăsesc în literatura de specialitate, care cumva ar fi spus, uite că domnul Lichciu a prins firul, a prins dimisiunea, să leagă de ea în intenția de a oferi o lucrare cu multă noutate și originalitate. Al doilea aspect la care mă refer, care din nou vizează tema. Tema. Asta e marea provocare pe care a creat-o Anacecu. El spune, nu ne interesează domeniul, direcția fundamentală, nu ne interesează poate atât de tare studenții, cât tema în care se regăsesc și studenți, și inteligența socială, și profilul profesional de personalitate. De aceea scriu eu, propunându-și să oferi un punct de vedere consolidat, cu referire la încadrarea temei de cercetare în preocupările internaționale, naționale, zonale, iată, marele pericol care vine dinspre această cerință a NACEC-ului este că trebuie să mergi spre sectorul internațional, să vezi ce au făcut francezii, ce au făcut nemții, ce au făcut cei din spațiul anglosaxon, ce au făcut cei din România, din Rusia, din Ucraina, poate din Bulgaria, din alte părți, lasă la discreția autorului. De aceea, lucrul ăsta trebuie să-l faci și mai mult. Știm prea bine că actele normative în vigoare ne obligă să prezentăm, examinând aceste aspecte, rezultatele cercetărilor anterioare. Cu alte cuvinte, doctorandul trebuia să răspundă la întrebare. Până la mine, cineva a încercat să vorbească despre dezvoltarea inteligenței sociale la studenți din perspectiva tipului de personalitate care mă interesează.
De ce îți vă spun lucrul ăsta? Fiindcă foarte delicat, atunci când am văzut cum ați formulat problema cercetării și cum ați formulat scopul, scris niște lucruri care mă face să cred că asta undeva există, dar într-o variantă rudimentară, într-o variantă poate insuficientă, necorespunzătoare. Mi-a dat de răspuns. Sunt lacunare datele cu privire. Înseamnă că ele sunt, numai că sunt foarte multe goluri. Mai departe, nu și-au găsit aspectele o justificare științifică corespunzătoare, așteptată la un anumit nivel științific. Înseamnă că ele la un nivel rudimentar, incipient sunt și lucrul ăsta trebuie demonstrat, fiindcă asta e foarte important pentru mine. Eu, fie că demonstrez până la mine deloc ce s-a lucrat, și atunci lucrarea în totalitate e cu noutate. Ea este în totalitate originală. Este în totalitate o lucrare care a fost construită pe un teren viran. Sau, dacă pornim de la felul cum ați formulat problema sau scopul cercetării, înseamnă că niște elemente, niște săpături, niște hârlețe aruncate pe undeva sunt, ceea ce înseamnă că dumneata, știind acest lucru, ai mers mai departe. Lucrul ăsta n-a fost făcut, de aceea unii care vor citi lucrarea vă spun, domnul Regine, păi lucrul ăsta cu 15 ani am spus și noi, da, într-o formă mai simplă, da, într-o formă mai primitivă, de ce nu ne-ați luat în considerare? Și atunci vei vedea cum îți va fi un pic rușine față de oameni care cumva au scris. Nu știu, a fost sau nu, fiindcă lucrul ăsta n-a fost făcut, e foarte greu de făcut. Mie mi-a venit, de pildă, la teza mea foarte greu să sap în diferite țări, să văd, au vorbit ei despre tema mea sau nu. Dar când am reușit să scot la suprafață câțiva autori, bucuria mea a fost imensă. Să rămână pentru viitoarele cercetări. O chestie foarte delicată este legată cu metodologia cercetării. Chiar în lucrare, dumneata spui, am comparat. Chiar în lucrare prești niște lucrări care sunt din secolul trecut. Păi bine, este metoda istorică, fiindcă abordările în lucrare sunt de o manieră sincronică, diacronică, fiindcă dumneata, fiindcă ai preluat de idei de acolo, fiindcă dai tot trecutul în perspectivele sincronico-diacronice, fiindcă metoda comparației, dar observația. Ai fost între oameni. Ai observat, direct, indirect, ai fost în regim participat. Doar asta totul a fost. Și atunci mă întreb, de ce nu scrie despre asta? Doar asta a fost. Ceea ce mă face să cred că prezentarea metodologiei este una incompletă. Sau experimentul. Vedeam cum doamna care avea niște conducători, avea niște emoții extraordinare, fiindcă este nu doar un cercetător, ci și un om care se impune printr-o sensibilitate extraordinară. Atunci când ai uitat să califici experimentul, îți spunea formativ, formativ. Deci a fost un experiment formativ, dar ea nu. În genere, experimente nu sunt aici. Te-ai limitat doar la partea empirică. Da, empiric încă nu înseamnă experimental. Mai mult decât atât, este o chestie delicată. Dumneata ai scris asta, nu eu. Ai spus în lucrare, tu obligi să-i prezinți și citorului justificarea metodelor. Ce înseamnă să justifici? Să arăți că la obiectivele respective au lucrat anumite metode. Adică dacă ai avut obiectivul, spui că, domnule, eu obiectivul ăsta puteam să realizez numai cu baza acestor metode, altă variantă nu. Uite, momentul ăsta lipsește și eu m-am avut grijă să te critic pentru acest lucru. Dar rămâne pentru următoarele cercetări. Uite, o chestie delicată. Este interesant și îmi pare rău că doamna Gonța tocmai acum a plecat, fiindcă ea s-a referit la acest moment. Atenție! Ridic întrebări, scriu eu, și modul în care sunt prezentate scopul și ipoteza cercetării. Ceea ce deranjează este ruptura, lipsa de unitate între scop și ipoteză și respectiv confuzia care apare. Și eu vin cu raționamentul respectiv. În textul disertației dăm de următoarea formulare a scopului cercetării. Scopul cercetării. Stabilirea particularităților dezvoltării inteligenței sociale din perspectiva profilului profesional de personalitate al studenților. Adică asta înseamnă că acest profil, atunci când ai stabilit particularitățile, a fost un factor determinant. De el a depins foarte mult. Fără el n-ai făcut treaba asta. El e factor care a determinat. Mergem la ipoteză și vedem că accentele, lucrurile se inversează. Fiindcă ipoteza spune, presupunem, atenție, că profilul profesional de personalitate al studenților este determinat, paradoxal, de particularități de dezvoltare a inteligenței sociale. Lucrurile s-au inversat. Prin aceste cuvinte, autorul disertației ne spune că profilul profesional de personalitate al studenților este determinat de particularitățile procesului de dezvoltare a inteligenței. De unii concluzia, în aceeași pagină, pe dimensiunea formulărilor legate de scopul și ipoteza cercetării, profilul profesional de personalitate al studenților apare atât în calitate de factor determinant, cât și în calitate de factor determinat. Toți acei care, scriu eu în avizul meu, mai devreme sau mai târziu, se vor familiariza cu textul disertației, se vor ciocni de ruptura, confuzia avută în vedere și, în mod evident, se vor întreba cum de-a fost posibil să apară o asemenea lipsă de unitate.
Și ultimul lucru pe care îl fac este că, probabil având emoții, fiindcă dumnealui este un om pasional, cu emoții, lucru care îi place, un om care arde. Și atunci când contextul îl presează, s-ar putea întâmpla să-i scape niște lucruri și această scăpare s-a regăsit în formulările lui. Eu scriu testul disertației abundă în expresii, formulări, cu turnuri, vaci, greu de înțeles, încălcivie. Și am făcut toate exemplele. Citești și evident că parcă prinzi ideea autorului. Dar acolo labirintul e atât de mare, încât la un moment dat îți scapi ideea centrală. Eu dau câteva exemple, pornind la pagina 12 și terminând cu pagina 144. Și atrag atenția autorului, care este un foarte bun vorbitor, care și eu am trecut în treaba asta, să știți. Vorbesc bine, dar scriu mai rău, după care m-am învățat să scriu cât de cât, poate mai dinișor cum era înainte. Și ce ar însemna pe viitor, că ar trebui, fiindcă vă spun că asta determină foarte mare măsură atractivitatea lucrării, atractivitatea. Fiindcă eu scriu, din cauza expresiilor, formulărilor avute în vedere, disertația devine pe anumite segmente, nu toate segmentele, mai puțin înțeleasă și respectiv cu mai mică deschidere pentru actualii sau viitorii cititori. Evident, scriu eu mai aproape de partea finală a avizului, observațiile, sugestiile pe care le-am scos în prim plan nu par cu caracter imperativ. Luarea în considerare acestor rămân la discreția autorului lucrării și, evident, a conducătoarei care implicați conducătoarea acestei lucrări. De asemenea, este important să menționez că, în viziunea mea, aceste observații și sugestii nu reduc semnificativ din calitatea disertației, din valoarea teoretică și importanța practică acestea. În final, consider că teza de doctor în psihologie, tema particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate, corespunde cerințelor înaintate de ANACEC pentru un asemenea tip de lucrări, iar autorul ei, domnul Elicciu Maxim, iată ce m-am pregătit să rostesc sau după corect numele din Italia, Elicciu Maxim, merită să-i se confere titlul științific solicitat la specialitatea 511-03 Psihologie Socială. Semnătura mea și data 15 iunie 2023. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim. Vă 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 ca să examinez lucrarea prezentată de domnul Ilicev, care a fost studentul universității de stat. Îl amintesc foarte bine, ca un student străduitor, foarte interesant și original prin ideile pe care le prezentam la curs. Și, deci, mi-am structurat referatul implicit prezentarea pe care o să fac în baza acestuia pe câteva dimensiuni de bază. Deci, o să mă refer la câteva probleme de bază tratate în lucrare și despre care a vorbit și domnul Ilicev, reieșind din aceste problematici de bază, care sunt, după părerea mea, aspectele meritorii ale lucrării și care dau valoare acestei lucrări, pentru care pretendentul merită titlul de doctor în psihologie și câteva sugestii, care eventual ați putea să le luați în considerare pentru bunătățirea acestui text sau pentru alte cercetări ulterioare. Deci, o să încep și eu, ca domnul profesor Șleftițchi. Deci, ANACEC-ul este structura care evaluează în final această lucrare și tot parcursul și, prin urmare, este important ca să fie respectate niște cerințe stipulate de ANACEC. După mine, lucrarea prezentată e în corespundere cu cerințele instituției date și din punct de vedere a volumului și structură și conținut și totodată corespunde și unei lucrări de doctorat în domeniul psihologiei sociale. Și este structurată, așa după cum am putut vedea, pe trei dimensiuni structurale, un demers clasic, deci domnul Ilicev respectă acest demers clasic pentru cercetările din psihologie și anume documentare teoretică, o foarte bună documentare teoretică și analiza literaturii cu referire la problematica studiată, cercetarea empirică și programul de intervenție pe care îl propune autorul. Tot în acest context vreau să subliniez că atât la nivel de structură, capitole și secțiuni corespunzătoare în cadrul acestor capitole, cât și la nivel de volum, adică număr corespunzător de pagini per secțiuni, lucrarea este bine organizată, având conținuturi proporțional distribuite în cadrul acestor secțiuni.
Așa cum ne-a prezentat și domnul Elicie în studiul teoretic pe care îl propune, deci încearcă mai întâi să clarifice niște aspecte definitorii, așa cum este și firesc să facă, cu referire la conceptul de inteligență socială. Totodată, deci nu se rezumă doar la acest fapt, ci încearcă să facă și care sunt niște cercetări axate pe manifestarea inteligenței sociale în domeniul educațional, în diverse contexte socioculturale. E un demers logic și necesar, care reflectă pe de o parte iată această nevoie de conceptualizare și de clarificare a ceea ce este inteligența socială și, pe de altă parte, de încadrare într-o potențială cercetare pe care și-a propus-o domnul Elicie. Cum procedează în acest demers? Se examinează o serie de explicații referitoare la inteligență în sens general și la inteligență socială în sens particular și este identificată o problemă de natură teoretică referitoare la conceptul cheie din lucrare și anume faptul că lipsește o definiție cuprinzătoare, deci lipsește o definiție care să integreze acele aspecte de bază care sunt importante pentru a defini fenomenul. Și totodată această confuzie pe care o identifică autorul este amplificată și de faptul că, 1. Inteligența socială nu poate fi explicată decât ca un construct multidimensional și, 2. Se atestă niște suprapune cu alte concepte, dar inteligența emoțională, inteligența aplicativă și competența socială. Că de aici și v-am pus această întrebare. Apoi se analizează tipurile de inteligență în baza clasificărilor propuse de mai mulți autori, inclusiv rezultatele unor studii empirice care au vizat problematica inteligenței sociale și se ajunge la o altă concluzie importantă, că succesul în activitățile cotidiene depind parțial de nivelul de dezvoltare a inteligenței, dar și de alți factori care nu se referă la inteligență, iar diferențele interindividuale măsurate prin instrumente psihometrice nu se reflectă neapărat și în diferențele privind modul în care se produce realizarea socială și profesională. Prin aceste concluzii, autorul ne răspunde la una din întrebările, de fapt, ați și menționat și în prezentare, că studenții eminenți nu întotdeauna au și succes în activitatea profesională și se finalizează această analiză cu acest tabel integrator, care am înțeles că a fost deci una dintre recomandările seminarului, dar de fapt este un tabel foarte, foarte bun, fiindcă prezintă tocmai într-o formulă rezumativă ceea ce este mai esențial în definirea acestui concept. Și o altă concluzie esențială, după părerea mea, pe care o face autorul în cadrul acestei analize teoretice, citându-l în acest caz pe Gardner, autorul teoriei inteligenților multiple, este că adaptarea socioprofesională este determinată de prezența și de gradul de dezvoltare a multiplor tipuri de inteligență. Deci, în capitolul empiric, așa cum ne-a demonstrat și domnul Elicie, sunt prezentate rezultatele cercetării, nu o să mă refer la acestea. O să menționez doar deci, câteva care mi s-au părut mai esențiale. Deci, conform rezultatelor, se referă, în general, cu un nivel mediu și scăzut, de dezvoltarea inteligenței sociale la grupul de subiecți și, de exemplu, una din componentele inteligenței sociale la care se înregistrează un nivel scăzut este cea referitoare la anticiparea consecințelor unor reacții. Totodată se menționează și niște diferențe și în final se vine iată cu această contribuție esențială a lucrării menționată și de domnul profesor Șleachtițchi, deci profilurile de personalitate care au și stat la baza elaborării acestui program complex de intervenție prezentat de către autor în capitolul 3. Deci, programul de intervenție urmează un demers logic și voi menționa doar faptul că se ține cont de două etape. Deci, ultimele două prezentate în lucrare, etapa socioproductivă și etapa individual productivă. Deci, aici încearcă să se intercaleze și dimensiunea individuală și cea socială în dezvoltarea inteligenței. Și programul a fost, la fel, examinat prin diverse proceduri de evaluare care
îi conferă credibilitate și validitate și aplicabilitate în diverse contexte, cum ați și menționat, deci și pentru diferite categorii de subiecți, diferite domenii profesionale, etc. Bun, și în continuare, o să vorbesc pe scurt despre aspectele care dau valoare acestei cercetări. În primul rând, deci pornind de la constatarea pe care o face autorul, că nu există iată această definiție care să ne lămurească ce este totuși inteligența socială, ne propune o definiție în care încearcă să integreze anumite aspecte. Apoi, evident că profilurile pe care le-a identificat și pe care le considerăm utile pentru structurarea unor demersuri, atât de intervenție psihosociale, cât și a unor demersuri în activitatea didactică, deci activități și sarcintifice. Am apreciat numărul relativ mare de subiecți selectați pentru programul de intervenție și acest fapt pe lângă faptul, deci aceasta pe lângă faptul că presupune foarte multă muncă, necesită și efortul de perseverare în atingerea scopului propus, efortul și din partea intervenientului, dar și din partea grupului care a fost implicat în acest program. Tot cu referire la programul de intervenție, am apreciat că acest program a inclus multiple sarcini de reflecție. Cred că asta este un lucru important, fiindcă deseori programele de reflecție se rezumă la niște activități pe care le fac aici și acum și care ne permit să vedem un rezultat imediat după, dar nu putem să știm dacă acesta este și un rezultat de perspectivă. Iată, tocmai reflecția deci permite ca deci deci pe lângă acest efect imediat de conștientizare, credem că produce efecte pe termen lung în planul implicării și angajamentului individual de perspectivă în definirea și concretizarea traseului personal și profesional. Am mai constatat în descrierea programului de intervenție interesul și chiar fascinația, și lucrul ăsta l-am menționat, care autorul descrie ce s-a întâmplat în cadrul programului de intervenție. Deci, în afară de aceste confirmări statistice ale unor schimbări cu care suntem obișnuiți, dar deci diferențe test-retest dintre perioada de pre-intervenție și post-intervenție, deci autorul descrie deci cu lux de amănunte cum au reacționat subiecții, reflexiile personale ale intervenientului, insight-urile care s-au produs și alte fapte, care necesită o implicare, care, de fapt, denotă o implicare profundă în acțiunile propriu-zise, atât din partea subiecților, cât și din partea moderatorului. Mi s-a părut interesantă această asociere, inteligență socială și înțelepciune, pe care am înțeles că ați identificat, ați preluat-o de la Thorndike. Și după mine este, cred că, cea mai bună explicație a ceea ce este pentru simțul comun, dar ce este inteligența socială. Încă trebuie să fim pregătiți să dăm și niște definiții pentru cei care nu sunt specialiști. Și iată, în esență, inteligența socială, prin deci diferența dintre inteligență în sens general și inteligența socială în sens particular, ar fi o diferență între a fi deștept și a fi înțelept, deci în relațiile cu ceilalți. Și menționez aici și câteva rezultate esențiale care, la fel, dau valoare acestei lucrări. Deci, în ceea ce privește câteva observații și sugestii pe care le-am făcut în baza analizei acestei lucrări, deci, în capitolul 1 se menționează trei moduri de definire a inteligenței. Inteligența poate fi considerată o trăsătură de personalitate, o capacitate sau un tip de comportament. Și se aduc și niște dovezi, citind mai mulți autori, care definesc inteligența în aceste moduri. După mine, lipsește o clarificare suficientă a modului în care putem să facem niște inferențe, pornind de la ceea ce au zis alți autori, cu referire la conceptul care ne interesează pe noi, și anume inteligența socială. Deci, întrebarea ar fi ce este totuși? O trăsătură de personalitate, deci un comportament sau o capacitate? Sau poate pot fi toate împreună și în ce situații? Deci asta este prima remarcă. A doua, deci am văzut o asociere interesantă după mine la paginile 21-22
deci că inteligența socială poate fi considerată și virtuozitatea de a manipula cu oamenii pentru a-i condiționa să îndeplinească dorințele noastre, indiferent de prezența sau absența dorinței acestor. Deci această precizare apropie după mine definirea inteligenței de ceea ce se numește machiavelism. Și atunci întrebarea care apare este dacă inteligența socială poate să fie considerată și o manifestare a machiavelismului, sau care ar fi diferențele în acest caz. Am apreciat, am menționat acest lucru, definiția pe care o propuneți. Aș sugera, pentru mai multă claritate, ca să ajustați această definiție, luând la bază trei componente definitorii, și anume, ce este inteligența socială, unde, cum se aplică și care sunt efectele. Deci ca să, și să fie scoase eventual niște expresii care ar putea să fie redundante sau de învățătură sau care dau un pic de dificultate. Deci în înțelegerea acestei definiții. În rest, deci efortul este de apreciat. Am fost un pic confuză. Deci când am auzit și trebuie să remarc acest lucru, o sugestie de la ANACEC, mie mi s-au părut inutile precizările legate de contribuție personală pentru tabele, anexe și... Fiindcă implicit se înțelege că dacă nu este citată nicio sursă, acest tabel, acea figură sau acea anexă este autonomă. Cu atât mai inutile mi se par aceste precizări în capitolul 2 al lucrării, unde chiar este o contribuție a autorului, deci în realizarea acestui studiu, deci până mare tabelele pe care le faceți sunt ale dumneavoastră. Dar, deci, mă rog, v-am zis, am explicat această confuzie. Bun, și în concluzie, constat că această lucrare, deci corespunde cerințelor, corespunde standardelor academice pentru elaborarea unei asemenea lucrări și merită să fie apreciată ca o teză de doctorat în domeniul psihologiei sociale, sublinind încă o dată noutatea lucrării pe plan academic local, valoarea rezultatelor studiului pentru înțelegerea necesității dezvoltării inteligenței sociale în contextul formării profesionale a studenților, inclusiv eficiența programului de intervenție propus, susțin acordarea titlului de doctor în psihologie socială domnului Maxim Elicii. Vă mulțumim, doamnă Cojocaru. Domnul Elicii, aveți posibilitatea de a răspunde la obiecte și sugestiile făcute de referență oficială. Da, stimați referență oficială, permiteți să vă mulțumesc din tot sufletul pentru acel efort pe care l-ați depus și ați dat dovadă de acel profesionalism. Lecțiile pe care mi le-ați oferit au contribuit și vor contribui, cred că și în continuare, foarte, foarte mult la devenirea mea ca specialist, ca cercetător, pentru că înțeleg că locul pentru mai bine este întotdeauna și neapărat vom ține cont de aceste sugestii care sunt clar lucruri făcute cu intenții doar bune, pozitive, în ulterioare de cercetări și realizarea monografiei care urmează să apară. Vă mulțumim. Trecem la discuție asupra valorii științei societății. Rog invitați să se expune cu referire la teza domnului Elicii. Și în calitate de invitat avem cuvântul ei, doctor în psihologie, Centrul de Informare Continuă și lider și comunitate pedagogică de stat. Mulțumesc mult! Stimați președinte, stimați membri ai Consiliului, stimat conducător științific și domnule, mult stimat doctorat Elicii Maxim, cu mare drag am acceptat propunerea de a fi invitat în această ședință foarte importantă pentru această teză care are o istorie aparte, dar în finalitate astăzi sperăm cu succes să fie votat unanim acordarea acestui teze. Cercetarea științifică realizată la nivel de teză de doctor în psihologie de către Elicii Maxim scoate în evidență un subiect sensibil și foarte actual al problemei particularităților inteligenței sociale la studenți din perspectiva
profilului personal, profesional de personalitate. Totodată, investigația pretendentului la titlul de doctor vine cu impact direct privind formarea unui specialist în domeniu, particularități ale inteligenței sociale la studenții în perspectiva profilului profesional de personalitate, fiind structurată în anotări, lista premierilor, tabele, lista figurilor, introducere, trei capitole, concluzii generale, etc. Analiza vastă a surselor științifice și a demersului științific aplicativ i-au permis autorului formarea unei viziuni științifice complexe pentru conceptele de inteligență socială, cu formularea unei definiții și profil profesional de personalitate. Totodată au fost determinate orientările de personalitate caracteristice formării și dezvoltării inteligenței sociale, care presupun formarea profesională a viitorilor specialiști capabili să recunoască condițiile și să interacționeze în mod eficient cu ceilalți. Constatând că valoarea aplicativă a cercetării realizate de domnul Ilecșiv Maxim este determinată de individualitate și profesionalism. Autorul elaborând și propunând metodologia de diagnosticare a inteligenței sociale și a profilului de personalitate la studenți, a modelului explicativ al profilului de profesional de personalitate al studenților formați în cadrul domeniilor generale de studii raportat la nivelul de dezvoltare a inteligenței sociale. Menționăm elaborarea de către autor a modelului explicativ a inteligenței sociale din perspectiva factorilor de personalitate, elaborarea modelului integrativ al formării profilului de personalitate din perspectiva inteligenței sociale, elaborarea unui program psihologic de intervenție pentru dezvoltarea nivelului de inteligență socială a studenților. Investigația realizată de domnul Ilecșiv Maxim, particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate, vor permite formarea unei viziuni clare asupra soluționării problemei științifice studiate, un rol important având în acest sens noutatea și originalitatea teoretico-aplicativă. În concluzie, ne exprimăm convingerea că prin teza de doctor, particularitățile de inteligenții sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate, autorul Ilecșiv Maxim creează suficiente valori teoretice și aplicative, fapt pentru care considerăm că merită să îi se acorde titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea psihologiei sociale. Vă felicitez, doamnă Cuzur. Și rog membrii Consiliului Științific Specializat să expună opiniile privind teza, noutatea, actualitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei. Și ofer cuvântul doamnei Glavanului, doctor habilitat, conferința de universitar, să se pronunță cu privire la această lucrare. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă oprim foarte scurt la această teză, deoarece vreau să zic că s-a dovedit deja, a prezentat că este o teză originală, este o teză foarte bună. Și mă voi opri la unele aprecieri, deci care le voi scoate în evidență. În primul rând vreau să zic că autorul și-a propus pe cercetare o tematică foarte actuală și anume inteligența socială. Ca obiect de cercetare în domeniul psihosocial este un fenomen mai puțin investigat în Republica Moldova, fiți de acord. Și astfel autorul în această lucrare a reușit să demonstreze că eficiența activității profesionale depinde nu numai de calificare și profesionalism, dar și de capacitatea de a stabili relații sigure și constructive cu o mulțime de oameni. Atât mai mult în societatea în care în societățile, să zicem așa, în condițiile sociale noi. De aceea, dumneavoastră consideră că apare necesitatea pregătirii absolvenților instituțiilor superioare pentru viața și activitatea profesională, anume în aceste condiții sociale noi. Și iată de aici pornind, autorul scoate în evidență problema cercetării și propune scopul, obiectivele, pentru realizarea lor vine cu metode teoretice, empirice și statistice adecvate. Dacă e să mă refer la noutatea și originalitatea acestei lucrări, vreau să zic că tema de cercetare reprezintă o abordare originală a inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate, problema de cercetare și scopul fiind original. Suportul metodologic al acestei lucrări, iarăși din nou, vreau să zic scopul lucrării bine definit, obiective ale cercetării care au permis realizarea scopului, metodele, procedurile de realizare sunt bine descrise, cadrul de cercetare fiind unul logic.
cu referire la relevanța științifică a rezultatelor. Rezultatele sunt relevante, descrise clar, fiind noi la nivel național. Fiți de acord? Da, la nivel național. Concluziile și recomandările care se bazează pe rezultatele obținute reflectă atât scopul cât și obiectivele. Consider că cercetarea aduce contribuții substanțiale în domeniul psihologiei sociale din Republica Moldova. Cercetarea a fost coerent redactată, claritate, precizie, parcurgere și înțelegere ușoară a textului de către cititor. În orice caz așa am simțit eu. Bibliografie, tabele și figuri adecvate, clar că la acest capitol tot timpul este loc și de mai bine, dar vreau să zic că autorul respectă normele stabilite de regulamentul școlii doctorale. Rezultatele obținute au fost publicate în 13 lucrări științifice, informațiile au fost diseminate la diferite conferințe științifice. În fața noastră, în fața comisiei, autorul a venit cu informații relevante și complete. Astfel, examinarea tezei de doctorat, evaluarea prestației doctorandului în cadrul susținerii publice, analiza activității de valorificare a rezultatelor cercetării, îmi permit să vin cu apreciere pozitive pentru această lucrare și propunerea de a conferi titlul științific de doctor în psihologie autorului Ilicciu Maxim. Felicitări! Vă mulțumim! Și acum secretarul repartizează și proiect de hotărâre, când noi să facem discuție și lumea poate are posibilitatea de redacta. Da, poate pentru redacție. Avem niște propuneri. Și eu ofer cuvântul doamnei Borazan Maia, doctor de abilitate în pedagogie, profesor de universitate. Mulțumesc, doamne președinte, onorabil consiliu, dragi pretendent la acest titlu științific și profesor științific. Bineînțeles că vin voi debuta în acest discurs cu mulțumiri pentru această ocazie de a participa la această publicare științifică. Mărturisim că promovez o teză, un proiect de cercetare la Curie Generală a Educației, obținut prin concurs de la Ministerul Educației și Culturii. Titlul acestui proiect de cercetare este conceptualizarea pedagogică a inteligenței sociale în cadrelor didactice. Această, să zicem, vulnerabilitate a comunității științifice în explicația fenomenilor de natură socială, în formarea profesională a cadrelor didactice și vine și prin ideile care le desprindem din introducerea acestei teze de doctorat semnată de domnul Ilicciu, prin care acesta demonstrează că cercetarea s-a apărut ca un răspuns la tendința de valorizare a competențelor sociale în acord cu prevederile documentelor de politici în domeniul educației, care scot în evidență aceste competențe sociale ca fiind recunoscute drept standarde profesionale a cadrelor didactice, dar nu doar a cadrelor didactice. Apreciez în altă maniera de abordare, maniera de a-și construi discursul științific în cadrul acestei cercetări. Descoperim multitudinea de aspecte care transpuse în variabile cercetării care l-a interesat pe pretendent. Constatăm cu plăcere, pentru că este una dintre principalele întrebări atunci când evaluăm un text științific, cine a scris acest text științific, și constatăm cu admirație că este întocmit acest text științific, acest produs de valoare, de o persoană care reprezintă această comunitate profesională, cunoscătoare de probleme care privind conceptualizarea documentelor curriculare în învățământul superior, și acesta vine cu un răspuns competent. Acest răspuns competent este demonstrat
dat și l-am surprins și astăzi din discursul pe care l-a avut și prezentarea pretendentului. Acesta demonstrează maturitate epistemologică, autorului demonstrează competenții investigaționale bine formate. Și acestea s-au afirmat și prin acest text științific, pornind de la concepția cercetării. Aceasta reflectă o viziune clară asupra problemei. Constatăm că scopul și obiectivele sunt reflectate, calitatea reflectărilor o descoperim în cuprinsul tezei. Și acest conținut al textului științific este repartizat echilibrat în cele trei capitole, prin care autorul conduce discursul științific dinspre clarificarea termenilor operaționale cercetării, pornind de la conținutul, structura și conținutul științific al inteligenței sociale în evoluție. Este și conduce acest discurs spre niște concluzii științifice care l-au ajutat să clarifice care vor fi valorile cercetării experimentale. Acest proiect al cercetării experimentale este prezentat în capitolul 2 foarte clar. Apreciem ipoteza cercetării care, de altfel, este orientată spre identificarea acestor particularități ale dezvoltării sau ale inteligenței sociale. În principiu, a fost o provocare și pentru mine ceea ce a menționat astăzi domnul profesor Șlechtițchi. Este corect, totuși, particularitățile dezvoltării sau particularitățile inteligenței sociale. Ajungem la concluzia că în cercetările din spațiul românesc, din spațiul rus, apar abordări diferite ale acestei. Dacă în cercetările ruse apare conceptul de particularități ale inteligenței sociale, așa cum se atestă și în această lucrare, atunci în cele din spațiul român apar particularități ale dezvoltării. Dar acestea nu schimbă esența lucrurilor, pentru că așa sau altfel orice student deja matriculat în învățământul superior vine cu un nivel de dezvoltare, fie inițială sau deci este totul absolut particular. De aceea, cred că, având în vedere, oricum se referă la acest program psihologic pe care îl propune autorul, conduce la sporirea nivelului de inteligență socială. Am apreciat în aviz și valorile științifice create în cercetare, acestea certific noutatea și originalitatea cercetării. Mă refer la descrierea conceptului științific al inteligenței sociale a studenților, anumite caracteristici ale autodeterminării profesionale, conceptul, nivelurile, preocuparea mea a fost să îmi răspund și la întrebarea nivelele sau nivelurile, pentru că suntem obișnuiți să utilizăm conceptul nivelurile. Nu am adresat această întrebare, dar este clar că când zicem particularități, avem în vedere acest specific. Acesta a fost motivul pentru care am adresat întrebarea care, totuși, sunt valorile specifice categoriei de subiecți luate în cercetarea inclusiv experimentală. Apreciez calitatea experimentului psihologic realizat, în special apreciez calitatea programului psihologic. Acesta este indiscutabil, este un produs original. Și nu doar pentru faptul că sunt puține cercetări care au ca obiect de investigație inteligența socială, dar și pentru faptul că este construit de o persoană competentă care acest lucru, fiind descris în textul științific, nu se oprește aici, merge dincolo de limitele acestei cercetări. Bineînțeles că apreciem textul și pentru stilul științific, valorile create, valori,
utilizarea corectă a limbajului psihologic. Deci admitem că, ca și în oricare text științific, se mai întâlnesc anumite inadvertențe stilistice, dar cunoscând faptul că domnul Lipciev este vorbitor de limbă rusă, este competența sa lingvistică, este demnă de mari laude. Și aceasta o spun cu mare convingere. Și, bineînțeles că voi evoca în finalul acestei aprecieri, în fond aprecieri, pentru că am participat la toate etapele și recunosc că acest text științific a devenit tot mai calitativ. În concluzie, voi menționa că consistența rezultatelor științifice obținute în cercetare și gradul solid de aplicabilitate psihologic în context universitar și nu doar, și din aceste considerente recomand și eu acest text științific pentru a fi publicat, că va fi de real folos, nu doar în context universitar. În temeiul valorilor teoretice și praxeologice elaborate în cadrul tezei de doctor cu titlu cunoscut, domnul Maxim Lipciev merită să-i se conferi titlul științific de doctor în psihologie. Felicitări și voi urmări cu multă curiozitate apariția monografiei. Vă mulțumim, doamna Corozan. Ofer cuvântul doamnei Cotin Cargena, doctor Capelița. Vă mulțumesc, doamna președinte, mult stimați membri ai Consiliului Științific de Profil, mult stimate domnul Ilicciev Maxim. Cu deosebită plăcere am lecturat și analizat lucrarea dumneavoastră, mai ales că cunosc evoluția dumneavoastră din anul de facultate, după care masterat și iată acum seminarul științific și în final Consiliul Științific. Apreciez personalitatea candidatului pentru titlul de doctor și inteligența socială de care dispune Ilicciev Maxim și avem cumva convingerea că câte ceva din inteligența socială a fost pusă la universitate. Pentru că asta, despre asta, pe urmă, expune în lucrarea sa cu lux de amănunte Maxim. În ceea ce privește lucrarea pe care ați elaborat-o, da, aveți două variabile, inteligența emoțională și mai exact particularitățile inteligenței emoționale și profilul profesional de personalitate. Ambele variabile sunt cumva mai puțin abordate în spațiul nostru, ați spus și dumneavoastră, este a doua teză pe inteligență socială. În spațiul nostru, prima a fost a doamnei Inga Platon, la care la fel am citit-o. Și profilul de personalitate profesional tot este o variabilă mai puțin abordată prin lucrările specialiștilor din Republica Moldova. De ce originalitatea vine de aici, din selectarea acestor două variabile mai puțin abordate în spațiul nostru. Mi-aș fi dorit să văd care sunt aceste particularități ale inteligenței sociale, dar mai puțin le-am văzut, dar abordate în lucrarea dumneavoastră, dar am văzut modelele explicative ale profilului profesional de personalitate în funcție de nivelul inteligenței sociale, cel scăzut și cel înalt. De fapt, ați inversat cumva tematica dumneavoastră. Contează că puneți accentul pe un deziderat al instituțiilor de învățământ superior, de a ne axa nu doar pe performanța academică, dar și pe performanța socială, pe inteligența socială. Pentru că este știut faptul că există multe situații când un absolvent cu performanță academică înaltă nu se regăsește în spațiul lui profesional, nu se poate adapta și nu poate obține
performanța profesională pentru care are potențial, de fapt. Și problema poate fi, iată, în lipsa acestei inteligențe sociale, care este legată, cumva, direct de profilul de personalitate. Deci, de aici apare și valoarea aplicativă a lucrării dumneavoastră. Astea fiind spuse, consider că lucrarea dumneavoastră îndeplinește cerințele ANACEP-ului, corespunde rigorilor științifice impuse de un așa tip de lucrare, de aceea sunt de acord ca să vi se ofere titlul de doctor în psihologie. Vă mulțumim. Să încălăm la încheiere și pentru că toate lumea a vorbit foarte, foarte bine și frumos despre această lucrare și despre pretendentul la titlul de doctor în psihologie. Mă voi ține de aceeași linie, pentru că avem o lucrare foarte bună, avem un pretendent foarte calitativ, avem o temă foarte original, interesantă și toate se înscriu cumva în cerințele acestea. Ați avut o prezentare, o prestație foarte bună astăzi. Ne-ați convins prin răspunsurile dumneavoastră și prin capacitatea de a oferi explicații la fenomenele pe care le-ați studiat, foarte profund și calitativ. Este un punct de vedere foarte important al susținerii, însă și lucrarea este și ca și construcție și conținut foarte profund calitativ, bine realizat, matur și destul de acuratist. Și tema pe care ați abordat-o este cu adevărat actuală, pentru că toate strategiile educaționale vorbesc despre un lucru, pregătim personalități capabile să se integreze într-o societate în schimbare. Adică personalitatea celui care este în devenire în procesul educațional, finalitatea de bază a procesului educațional ar fi o persoană integrată socială. Și inteligența socială răspunde la acest deziderat, la această prioritate, atât națională cât și internațională. Iar pregătirea profesională este alt deziderat al educației, respectiv ambele concepte acoperă foarte bine toate prioritățile la nivel național și internațional și documentele specifice, aceste formule doar pe în diferit de sintagme, dar despre același lucru se vorbește. Și această interacțiune dintre aceste două variabile foarte originale și actuale este realizată foarte frumos în lucrarea dumneavoastră. Cumva provoacă denumirea tezii la întrebări, de ce din perspectiva profilului profesional, de personalitate. Dar bine, în lucrare este specificat un model sau un model explicativ a personalității și din perspectiva profesiei pe care a ales-o, dar și din perspectiva nivelului inteligenței sociale pe care noi fiecare dintre cei studiați l-a demonstrat. Și conexiunea pe care ați realizat-o și concluziile la care ați ajuns, mi-e convins că se merită de a face colecțiunea dintre aceste două variabile. Așa că felicitări pentru dumneavoastră, domnule Cip, pentru traseul pe care l-ați avut de lungă durată, dar cu foarte bun rezultat. Felicitări pentru și regret pentru domnul Bucur, care nu a ajuns astăzi să vadă acest rezultat frumos și să se bucure împreună cu noi de el. Felicitări pentru Oxana și colega noastră care a luat inițiativa acestei adaptări a doctorandului și a-l duce până la capăt ca un omagiu pentru profesorul Bucur.
și pentru că ați reușit, doamna Palade, să contribuiți foarte mult la pregătirea acestui demers științific. Felicitări pentru toată echipa minunată care este întâlnită astăzi și care a dat o apreciere înaltă acestui demers. Și sper că acest demers nu va rămâne doar pe rafturile ANACEC sau pe rafturile unei bibliotecii universității, ci va avea o continuitate sub formă de monografii, ghiduri, pentru că oricum continuați să dezvoltați acest subiect și este un subiect frumos. Sperăm că o să ne bucurați cu rezultate în continuare și o să aprofundați cercetarea dumneavoastră cu o altă variabilă. Da, mulțumim, doamnă. Vom să vă ofer cuvântul secretarului Consiliului, doamnă Cerva Traisa, doctor Compensa. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, voi începe și eu felicitări pentru pretendentul la înaltul grad științific și pentru domnul Ilie Maxim, pentru doamna conducător științific, dar și pentru regretatul domnul profesor Nicolae Șcun, a cărui gândire strategic se vede și până acum în fundamentele acestei lucrări, care este un produs final foarte și foarte bun și calitativ. Eu am fost parte a acestui traseu, începând cu plata etapele, începând cu cele două susține în cadrul sectorului, seminarul științific și până astăzi. De aceea, obiecțiile, sugestiile care le-am avut, le-am oferit pe parcurs, multe dintre ele au fost aplicate, deci implementate în această lucrare. Acum nu ne rămâne decât să ne bucurăm de acest produs final. Așa. Aș fi vrut, eu, dar probabil ați menționat foarte frumos că cercetarea este în prelungire, aș fi vrut totuși să-mi răspund pentru mine care este relația dintre această inteligență specială și inteligența cognitivă, totuși mai mult cu cât avem și urmă o amintire istorică în școlul nostru, așa în perioada comunistă, persoanele care aveau inteligență cognitivă deosebită, deci se zicea în popor, învățau foarte bine la școală, atunci când s-a schimbat regimul comunist, deci nu s-au mai încadrat. Nu sunt ei și nu s-au putut adapta având alte ideologie sau alte inteligențe sociale, poate în termenul vieții de astăzi. Și inteligența cognitivă nu i-a ajutat foarte mult pe unii dintre ei. Întrebarea mea și o întrebare probabil de perspectivă, unde se interinfluențează reciproc? Cum să facem astfel încât inteligența cognitivă, care probabil este la bază, să o influențeze, să o dezvolte pe cea socială, inclusiv și pe cea emoțională. Și o întrebare iarăși de perspectivă foarte interesantă pentru toată lumea, probabil, inteligența artificială a fost adresată această întrebare. Dezumanizează pe termen lung inteligența socială. E de o supoziție doar personală. Pe de altă parte, tot omul a creat. De altă parte, tot omul a creat și acum să vedem cum social, cum inteligența. Și iată, probabil, există foarte multe lucruri interesante care urmează pe cercetate. O singură obiecție am și v-aș invita, dar considerați că să țineți cont de ea până în conferinție teza în Fondul Bibliotecii Naționale, să revedeți numele anexelor, fiindcă, și iată, o să vă dau niște exemple, este necesară o mică redactare, anexa 1, testele și metodele aplicate în vederea administrării datelor, anexa 2, descrierea și împreună folosită în cercetare. Deci, este necesară aici redactare, nu folosită în cercetare. Deci, în domnul cercetării, în primul caz, metodele, testele și metodele aplicate sau nu este corect în vederea administrării datelor. La fel, anexa 5-6, deci statistica și descriptivă la variabile de cercetare a experimentului de control. Deci nu a experimentului de control, a experimentului informativ sau, în cazul grupului de control. Acestea recomand să fie. Experimentul de control este informativ și descriptiv de control. Da, este experimentul de control. Da. Atunci eu. Așa. Și în
doamnă Cerar, îmi voi expune subțin și eu opinia asupra lucrării. Teza de doctor a domnului Liceev Maxim, incontestabil, este o lucrare cu importanță majoră pentru psihologie socială. Fapt confirmat prin autoritate și semnificația teoretică a temei cercetare. Noutatea științifică este expus de autor foarte bine. Rezultatele studiului completează psihologia socială cu argumentarea și evidențiere particularităților inteligenței sociale la student din perspectivă profilului profesional de personalitate. Teza este realizată în tradiției școlii de psihologie din Republica Moldova. Disemnul cercetării este bine elaborat, domnul Liceev, face o analiză profundă a literaturii științifice la tema tezii. În capitolul 2 este expus detaliat experimentul consultativ care a fost realizat pe un eșantion imponator, 352 de subiecte experimentali. Și cea mai parte importantă, în capitolul 3, doctorandul oferă soluții inovative și descrie principii de clasificare și caracteristicile metodelor de desfășurare a programului psihologic de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți și valorifică eficiența acestuia. Vreau să remarc și valoarea aplicativă a cercetării, constă în posibilitatea de a utiliza rezultatelor studiului de care cadrele didactice de învățământ superior privind specificul inteligenței sociale și profilurile profesionale de personalitate, singur am citit la economie, la facultate de drept, la lingviști. Mie, când eu am întâlnit descrierea profilurilor, mie a fost foarte interesant. Și modalități de dezvoltare a inteligenței sociale la studenți. În acest context, deja era recomandată pe baza rezultatelor cercetării să editați un monografie și un ghid metodologic pentru profesori din învățământ superior. Și în final, consider că teza de doctor în psihologie particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectivă profilului profesional de personalitate corespunde cu documentul cerințul Oranacev, iar pretendentul merită conferire titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 psihologie socială. Doresc să aduc felicitări domnului Liceev și coordonator științific, doamna Palati. Și acum ofer pretendentului pentru a răspunde la obiecții și sugestiile și propuneri făcute de către membrii Consiliului Științific Specializat. Stimați membri Consiliului, doamnă președinte. Asta în final, asta nu mai la membrii asta. Indiferent de ce se corelați eu. Da, eu vă mulțumesc pentru acolo de curs și pentru toate sugestiile cu care ați venit și aprecierile foarte frumoase. Sper să nu mă dezamăgesc în continuare. Pentru că așteptările dumneavoastră sunt perspectivele mele. Da, vă mulțumim. Ofer cuvânt secretarul științific doamnei Cerlac pentru prezentarea proiectului de hotărâre Consiliului Științific de 511-03-23-19 referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Propunerea avem integral citim textul sau hotărâre. Concluzie. Da, proiect de hotărâre. Da. Nu. Proiect citim și apoi aveți. Votăm mai târziu. Asta vă spune. Proiect și hotare. Concluzia Consiliului Științific Specializat, cheie 511.03.23.19. Consiliul Științific Specializat consideră că teza de doctor particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate se caracterizează prin inovație și originalitate științifică, calitate metodologică înaltă, prin valoare teoretică și aplicativă, demonstrează relevanța sporită pentru domeniul de cercetare și aduce cu sine o contribuție importantă pentru dezvoltarea psihologiei sociale din Republica Moldova. Conținutul lucrării corespunde temei aprobate, materialelor publicate și rezumatului științific al tezei, atât teza cât și rezumatul științific este expus logic și coerent într-un limbaj științific riguros și organic, ce corespunde cerințelor înaintate către ANACEV. În baza evaluării tezei și a rezumatului, a expertizelor realizate de către referenții oficiali, a aviselor specialiștilor în domeniul
10, Consiliul Științific Specializat 511.03.23.19, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a hotărât 1. A conferit domnului Maximil Cies, titlul științific de doctor în psihologie la specialitate 511.03 psihologie socială. 2. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi domnului Maximil Cies titlul științific de doctor în psihologie, specialitate 511.03 psihologie socială și de a-i elibera diploma corespunzătoare. Da, mulțumesc. Propun să votăm proiectul, da, ca bază. Membrii Consiliului. Și acum vă rugăm complete. Eu, în prima frază, dacă se poate să scoatem suficient de înalt, nivelul suficient de înalt, este un nivel înalt. E suficient. Fără suficient. Da, și cred că la actualitate se adăugă o frază despre faptul că tema cercetării se încadrează în prioritățile naționale și internaționale ale sistemului educațional. Pentru că este despre actualitate. Da, vă mulțumim, doamna Bonsa. Și rog membrii Consiliului Științific Specializat să ne retragem, a ne exprima votul. Rămânem aici. Da. Sau? Da. Da, da, da. Numai membrii Consiliului ăsta. 5 minute, noi numai... Stimați membrii Consiliului Științific Specializat, referenți oficiali, onorată asistență, permiteți-mi să vă anunț rezultatul votului secret privind susținerea tezei de doctor în psihologie cu tema «Particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate, specialitatea 511.03, psihologie socială, elaborată de către domnul Ilicciев Максим, кондукатор științific Палади Оксана, доктор хабилитации и психологии конференциального университета. Результатели готерии. 6 годы про, 0 контра. Филичте. Рог мембри консилиуса опробуем прин вот дискиз. Результатели готерии. Хотары... Скузаться. Рог мембри консилиуса опробуем prin vot deschis, hotărârea Consiliului Științific Specializat cu propunere pentru ANACEP de a conferi domnului Ilicciев Maxim titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511.03 psihologie socială. Cine este pro? Acum membrii Consiliului. Unanim, vă mulțumesc. Ofer cuvântul din cheie domnului Ilicciев Maxim. Doamna președinte, mulțumesc referență, mulțumesc membrii Consiliului Științific Specializat, vreau să vă mulțumesc și în prezența dumneavoastră, cred că pentru început aș vrea să-i rugăm mare domnul profesor, care a fost la baza devenirii mele și a acestui rezultat frumos pe care l-am obținut, cred că împreună, pentru că nu pot să zic că este al meu și doar al doamnei coordonator. Vreau să-i mulțumesc doamnei coordonator pentru că a acceptat în continuare doamna Palade să preie această povară frumoasă, da, eu zic în ghilimele, pentru că este o responsabilitate și a binevoit să fie alături de mine și faptul că este atât de organizată, cred că a fost unul din factorii primordiali, faptul că și eu am ajuns acolo unde am ajuns, pentru că organizarea de mine este de apreciat. Foarte mult. Mulțumesc. Ceea ce bine este absent și inteligența și tot ceea ce a intervenit a contribuit. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile făcute și tot efortul pe care v-ați depus. Vă mulțumesc că ați permis să fie aprins în continuare acea flacără a lui pentru a continua traseul, pentru că planific să merg și mai departe și atunci... Atunci o să ne mai vedem. Fără atât mai mult că cu mulți dintre dumneavoastră deja avem crelare între relații și până la susținere
Și în procesul susținerii și ați fost alături de mine, vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în Consiliul Științific Specializat, pentru muncă depusă în toată această perioadă și declar ședință Consiliului Științific.